Bună seara, dragilor! UNSR continuă seria evenimentelor axate pe educație din cadrul studențiadei cu un eveniment mult așteptat, acest Q&A despre educație în mediul universitar. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați scris în ultima perioadă în legătură cu acest eveniment și ne-ați adresat întrebări și tuturor celor care ne urmăresc acum live pe pagina de Facebook UNSR. Pentru început, vă rugăm mult să șeruiți acest live în grupurile voastre de la facultate, mai ales în contextul în care prima încercare nu a reușit. Sunt subiecte de interes pentru absolut toți studenții din România și este bine ca aceste informații să ajungă la ei, așadar vă rugăm să ne ajutați cu un share. Așa cum v-am spus, avem întrebări venite de la voi, de la studenți din toată țara, pregătite pentru invitații noștri, de la care așteptăm răspunsuri și că tot veni vorba de aceștia, haideți să facem cunoștință cu dumnealor. Fost ministru al Educației, actual rector al Universității Politehnica din București, secretar general al Consiliului Național al Rectorilor și președinte al Asociației Universităților Tehnice din Europa și multe, multe altele, dar credem că este suficient încât să vă dați seama despre cine este vorba. Un om care a dat dintotdeauna dovadă de sprijin pentru studenți, indiferent de situație. Domnul rector Mihnea Costoiu. Bună seara, în speranța că ne auzim. Ne Vă auzim de data spun aceasta. și eu bună seara și mulțumim pentru invitație. Mă bucur că sunt astăzi alături de prietenii de aici, de acasă, de la Politehnică și din țară. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră. Următorul invitat este profesor universitar la una dintre cele mai nesuferite materii, am drăznit eu să spun, în rândul studenților și anume rezistența materialelor, dar cu toate acestea, carisma dumnealui l-a plasat mereu printre profesorii preferați ai studenților. Este de asemenea membru corespondent al Academiei Române, membru în Consiliul Aracis și președinte al Federației Naționale Sindicale Alma Mater. Domnul profesor, doctor inginer Anton Haider. Bună seara tuturor, mulțumesc pentru prezentare, mai puțin zona aceea pe care văd că nu ezit să o susțin continuare, adică zona legată de rezistența materialelor. Este normal să nu placă studenților care n-au muncit la rezistența materialelor. Ai fost cumva în situația asta? Nu, din fericire la noi A, electronică voi nu nu se mai face. faceți la electronică. De aceea se rup toate la electronică, știu. Nu sunt calculele bine făcute. Păi noi suntem acolo izolați într-o Da, parte și... mulțumesc frumos pentru prezentare. Să zicem că nu vor pleca din fața monitoarelor cei care ne urmăresc din cauza rezistenței materialelor, nu? Și dimpotrivă, îi Din voi potrivă. determina să învețe mai cu tărie rezistența materialelor. Mulțumesc pentru invitație, Tocmai. UNSR. Mulțumim mult și noi pentru că ați acceptat invitația. Continuăm. Director de produs în cadrul Microsoft România și cu experiență de peste 20 de ani în industria IT și telecom, este absolvent al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie a Informației din cadrul Universității Politehnica din București, iar pe tot parcursul carierei sale a continuat să își dezvolte expertiza tehnică, dar în același timp să își lărgească spectrul de cunoștințe, acoperind partea de marketing și management. Îi mulțumim foarte mult că a acceptat invitația lui Lucian Ungureanu. Bună seara, este o reală plăcere să fiu aici alături de voi și, cum spuneam și mai devreme, întotdeauna o plăcere să mă întorc în cadrul Politehnicii. Mersi frumos, Ștefan. Noi mulțumim. Ultimul, dar nu cel din urmă, este genul de om care nu pleacă de acasă fără o doză zdravănă de energie, o persoană care a reprezentat în ultimii 4 ani drepturile studenților și promite că o va face în continuare cel puțin la fel de bine. Și mai presus de toate acestea, este un prieten adevărat. Colegul meu, președintele Federației Naționale Studențești, Uniunea Națională a Studenților din România, Zamfir Ciprian Constantin. Mulțumesc, Ștefan. Cred că este cea mai mare onoare să mă aflu aici alături de persoane foarte importante din societate și sunt sigur că sunt foarte multe persoane geloase acum pe live pentru că eu sunt aici, iar în spatele telefonului, însă ne pot adresa întrebări și sunt sigur că vom răspunde așa cum trebuie, ca de fiecare dată. Așa este, subscriu și eu la ideea transmisă de Ciprian. Pe lângă întrebările adresate de voi în ultimele zile, vom prelua și întrebări de pe live, așadar dacă aveți o întrebare pentru unul dintre cei 4 invitați sau pentru toți, lăsați-o în comentarii și la final vom încerca să preluăm cât mai multe dintre acestea. Vom trece la partea efectivă a acestui eveniment, pentru că e vorba de un Q&A. Voi ați întrebat, domnii din fața noastră ne vor răspunde.
Pentru început vă pot spune că întrebările sunt organizate în trei mari sfere: dezvoltarea studenților, probleme reale ale sistemului de învățământ și angajabilitatea absolvenților. Cred că invitații noștri au o experiență destul de vastă încât să ne răspundă la absolut toate întrebările noastre, așadar începem cu prima categorie, dezvoltarea studenților. Prima întrebare, ce rol considerați că joacă profesorii în dezvoltarea personală a studenților? Și o să-l rog pe domnul rector să ne răspundă la această întrebare. Încă o dată mulțumesc pentru invitație, mă bucur că și prin intermediul tehnologiei vorbim cu prietenii din țară. Regret faptul că aula noastră extrem de generoasă este astăzi doar cu noi pe scenă și nu cu multă lume în sală, cum suntem noi obișnuiți. Dar mă bucur încă o dată faptul că voi aveți această inițiativă și continuați această manifestare excepțională pe care UNSR-ul a început-o acum mai mulți ani sau foarte mulți ani și studențiada continuă și în acest an special. Vă felicit din plin pentru acest lucru. Acum, revenind la întrebare, eu cred că este determinant rolul profesorului. În toate formele sale și nu doar în fața studentului la clasă, la curs, la laborator, la seminar, este determinat rolul profesorului, în primul rând, în dialogul cu studentul. Pentru că și noi toți știm, cei care lucrăm în școală, cei care au trecut prin școală, cât de important este să ai un dialog real cu un om care te poate învăța, te poate îndruma nu doar pentru un moment, ci pentru toată viața. Sunt oameni care rămân în memoria noastră, au rămas în memoria noastră, vor rămâne veșnic în memoria noastră. Sunt profesori remarcabili, cum trebuie să recunoaștem, sunt profesori de care ne aducem aminte de asemenea toată viața, dar nu în mod plăcut. Trebuie să spunem acest lucru, chiar dacă, cum să spun, noi încercăm să prezentăm lucrurile, întotdeauna lucrurile foarte bune din învățământ, trebuie să recunoaștem acest lucru. Determinant este, repet, nu doar această perspectivă este importantă, scuzați-mă, e important felul în care profesorul reușește să ajungă dincolo de, primul rând, de contactul direct din prima oră de curs, cu primul student, cum reușește să transmită nu doar informațiile pe care are de transmis către studenți, ci să transmită dragostea față de meserie, a spune. Cum reușește să-l facă pe acel tânăr, fie el elev în clasa întâia, când pune creionul în mână, sau fie student în ultimul an de licență sau de masterat sau doctorat, cum reușește să-i transmită dragostea față de meserie. Și repet, din experiența proprie și nu numai, determinant, fără doar și poate, este determinant rolul profesorilor. Este, dacă vreți, profesorul, făcând o comparație puțin forțată, dar nu foarte forțată, este precum un dirijor, după cum am văzut, multe dintre orchestrele lumii sunt excepționale, însă de cele mai multe ori dirijorii sunt apreciați în mod special. Este extrem de important să poți să ai un om care să facă această meserie din suflet. Și cred că, precum alte multe meserii, nu foarte multe meserii, în această meserie îți trebuie har. Și este, repet, extrem de important să recunoaștem meritul profesorului și al acestei relații între profesor și student, care este extrem de important. Nu vreau să monopolizez, am vorbit prea mult, fac mea culpă, o să fie intervențiile mai scurte. Nu este absolut nicio problemă, vă mulțumim foarte mult pentru răspuns. Da. Și o să rog, asta voiam să vă rog și pe dumneavoastră, domnule Hader, să ne spuneți din perspectiva dumneavoastră ce rol joacă profesorii în dezvoltarea personală a studenților. Nu? Acum cred că se aude. E deschis. Da, da, probabil atunci când vorbești prin mască se absorbe din semnal. Semnal, da. E o întrebare care cred că ar putea fi adresată și vouă, celor care vă uitați la noi acum. Și studenților, deci. Pentru că ei trebuie să ne spună cam ceea ce așteaptă de la profesor. Este clar că ei așteaptă să fie formați, să fie pregătiți. Și cred că ambele părți pot răspunde la această întrebare. Este determinant, cum spunea rectorul nostru, rolul unui profesor în viața voastră.
Numai că trebuie să fie determinant în sens pozitiv. Au fost și cazuri când la o disciplină nu era vorba de rezistența materialului, n-a putut să treacă toată viața și a rămas repetent. Dar nu cred că de vine era profesor. Așa zic eu, pentru că totuși avem oameni care sunt corecți. Dar o disciplină poate să devină mai frumoasă, mai interesantă, chiar dacă este grea, chiar dacă e plictisitoare, în funcție de profesor. Te atașezi de o disciplină atașându-te de profesor. Au fost și cazuri de necrezut. S-a căsătorit profesorul cu domnișoara care era student și au făcut familie serioasă. Am avut așa ceva? Bine, înțelegând prin profesor asistent, adică da, da. 27-28 de ani, tânărul asistent, 21-22 de ani, domnișoara. E normal, pentru că i-a plăcut de modul de exprimare, a atras-o cu disciplina respectivă. Sunt studenți și studente care caută să copieze comportamentul profesorului pe care îl agrează. Evident, sunt și studenți care nu agrează anumite comportamente ale profesorilor. Aici trebuie să mai luăm și noi aminte și să ne îmbunătățim modul de comportare. Dar gândiți-vă că niciodată nu o să poți uita prima lucrare scrisă cu un profesor. Te-a luat un profesor sub aripa lui și ai scris o lucrare științifică, ai publicat. Sau ce să mai zic, să poți să uiți vreodată conducătorul de doctorat? În fond, ți-a dat titlul. A stat cu tine 5 referate, a lucrat cu tine uneori zi de zi. Iată că rolul nostru este determinant. La toate nivelurile, să știți. Sau cel care te-a condus la licență. Da, cel care te-a coordonat la dizertație. Noi doi doar ce-am trecut de pasul ăsta. Păi, nu puteți să uitați. Da. Chiar dacă acolo, păstrând proporțiile, nu e atât apropiere cât este în cazul unui doctorat sau în cazul elaborării unei lucrări științifice. Desigur, desigur. E o întrebare pe care, v-am spus, ar trebui să o adresați și studenților. Dar, atenție, aici depinde și de profesor. Pentru că dacă profesorul doar își turie lecția și atât, nu va fi niciodată atrăgător pentru voi. Bun, păi de ce? Că trebuie să vă dea o pildă, un exemplu. Eu, în vremurile astea de bejenie pe care le transversăm acum, grele, la vreo 30-40 de minute, mă opresc, îi întreb ce mai faceți, ce probleme aveți, le mai discute o glumă. E stresantă munca acum. Îi pierzi dacă vorbești 3 ore, chiar că devine nesuportabilă rezistența materialului. Deci vreau să știți că e de discutat mult pe această speță, dar când mă uit la tine că la câte întrebări ai, s-ar putea să ne prindă miezul nopții și crede-mă că n-am mâncat de vreo 2-3 ore, mă străduiesc să ajung acasă. În cazul acesta îi rugăm și pe toți cei care se uită acum pe live să ne lase răspunsul lor la întrebarea ce rol joacă profesorii în dezvoltarea personală a studenților. Îi mulțumim domnului Hader pentru răspuns și te-aș întreba și pe tine, Lucian, din anii de studenție, ce rol au jucat profesorii pe care i-ai avut în anii de facultate în dezvoltarea ta personală și chiar ulterioară din timpul vieții? Ștefan, mulțumesc. Da, cred că o să am perspectiva de fost student, ca să zic așa, și pot să confirm într-adevăr că profesorii joacă și vor juca întotdeauna un rol determinant în viața studenților, în viața elevilor, întotdeauna, pentru că sunt ghizi prin o materie care, cred că în orice facultate, cel puțin la Politehnică, experiența mea a fost una complexă și complicată. Dacă, cred că și acum se spune că mulți intră și puțin ies din Politehnica. Este o facultate foarte frumoasă, este o facultate grea și profesorii au un rol absolut important și relevant. Și ce pot să spun că acum, după, cred că 20 de ani când am terminat facultatea, toate experiențele pe care mi le amintesc sunt unele pozitive, sunt unele bune. Inclusiv primul profesor din prima zi, până la absolvire, până la lucrare de diplomă și așa mai departe. Chiar dacă mă întrebai atunci, nu aveam aceeași părere, dar după 20 de ani sunt numai experiențe pozitive și numai lucruri bune de spus. Am înțeles. Mersi mult de tot. Și să auzi o părere mai proaspătă. Ciprian, tu ce crezi despre acest lucru? Ce rol joacă profesorii în dezvoltarea personală a studenților? Consider că profesorii sunt un rol și au un rol fundamental în baza unui student. Aș pune practic, ca să fac și o comparație, este precum fundația unei case. Nu poți ridica casa dacă nu ai fundație. Este foarte greu să te ghidezi singur prin viață și să iei anumite decizii.
pe când poate o persoană cu siguranță mai în vârstă, care a trecut prin viață și are anumite experiențe, te poate ghida mult mai ușor. Deci, pe scurt, consider că profesorii au un rol fundamental în calea noastră către succes, dacă îmi permiteți, pentru că succesul este relativ și fiecare definește succesul cum își dorește. Dar asta este părerea mea și sunt sigur că foarte mulți studenți sunt de acord cu mine. Mulțumesc, Ștefan! Am înțeles, mulțumim mult. Am vrut să începem cu această întrebare tocmai pentru a arăta faptul că avem în acest moment în fața voastră toate perspectivele de care aveți nevoie. Putem obține o părere din partea tuturor părților implicate în acest proces educațional. Și o să continui cu o întrebare, aș spune, legată de asta, tot dezvoltarea studenților. Ne întreabă un student cât de important este voluntariatul sau implicarea în activități extrașcolare pentru un student. Și aș drăzni să încep cu tine, Lucian. În vremea în care ai studiat tu, nu știu cât de mult erau dezvoltate lucrurile de genul ăsta. Ți-ai fi dorit să existe mai multe oportunități de genul acesta? Uite, să dau un răspuns sincer. Personal, pe vremea studenției mele, nu am fost implicat în niciun proiect de voluntariat. Nu erau nici foarte oportunități la momentul respectiv. Și da, mi-aș plăcut să fie. Sau poate nu l-am descoperit eu. Deci poate să fie, nu știu, o scăpare din partea mea. Pentru că tot timpul am căutat să fac ceva extra în afara timpului care îl petrec în facultate pentru a mă dezvolta pe mine personal. Și am ales un job în locul unui voluntariat, pentru că în afară de, nu știu, poate o nevoie financiară care nu era neapărat relevantă la momentul respectiv, simțeam nevoie de a câștiga o experiență și de a face ceva concret și de a vedea cum pun în aplicare într-un domeniu care este apropiat de ce învăț în facultate, ceea ce învăț în fiecare zi la cursuri. Dar cred că este important, oportunitățile voluntariate sunt importante și încurajez studenții să participe la și să ia în considerare acest gen de activități extra față de ce fac zi cu zi la facultate. Am înțeles, mersi. Și aș vrea să mă întreb și pe dumneavoastră, domnule Hader. Studenții pe care îi aveți dumneavoastră zi de zi la cursul de rezistența materialelor, să spunem, primesc aceste încurajări din partea noastră ca și profesor să se implice și în altfel de activități în afară de cele școlare? Evident, da, în aceste vremuri e o modă, dar e și o necesitate să practice activități de voluntariat. Noi, când eram ca voi, nu beneficiam de asemenea situație. La noi nu era voluntariat, era obligatoriat. Când ne duceau la cartofi, la cules, ne duceau la cules de porumb, aia era vremea, tată, n-ai ce să faci. Dar mergeam, să știi, uneori chiar glumesc acum, am scos și un cuvânt care nu există. Mergeam totuși cu plăcere, eram tineri, nu ne dădeam seama că au nevoie de noi, dar erai obligat. Asta e tot, că dacă nu te duceai, n-aveai nota la practică, încheiat. Însă astăzi trebuie să vă mișcați altfel voi. Sunt altele vremurile, la nivel mondial, toată studențimea trebuie să dovedească aptitudini, chiar dorință pentru voluntariat. Voluntariatul poate uneori se confundă chiar și cu spiritul civic, pentru că trebuie să faci ceva practic pentru societate și ați făcut voi multe acțiuni de acest tip, UNSR-ul. Și mă bucur că faceți asta. Una dintre ele a fost chiar împreună cu Alma Mater, cu federația pe care o conduc. În 2010, cred că am fost cu Ionuț Poenaru, care era atunci președintele UNSR-ului, mai era tuturor în siglă. Așa, am fost la guvernul Olandei să-i întrebăm de ce nu ne primiți în Schengen. Deci am făcut o acțiune de voluntariat. Nu mai știu câți bani a trebuit să fac rost, că nu puteam să-l pun pe student să plătească. Am fost la 6-7 inși. Deci iată ce înseamnă, și acela e un voluntariat, pentru că te duci să rezolvi o problemă. Era de tot problema, nici până azi nu s-a rezolvat. Ne-a spus că de corupție e de vină, nu. Corupția din România, dar la ei nu se pune. Corupția din Olanda nu se socotește, aia nu. Aia se practică doar în România când vin culoarele. Deci sunt lucruri și lucruri. Trebuie să, dar una peste alta, atenție. Aveți întrebare, parcă ai zis așa ceva, nu? Și activități extrașcolare. Da. Dragul meu, depinde ce înțelegeți prin asta, pentru că a juca la pariuri sau eu știu cine, a pierde nopțile prin baruri, asta nu înseamnă activitate, tată. Asta înseamnă distrugere. Activități deci, extrașcolare care adaugă un plus de valoare. Utile, da. Utile, consistente, care te formează, care te întăresc, nu care te distrug și te obligă să faci prostii sau ceva. Te aduc la un moment dat într-o stare în care nu mai poți să discerni binele de rău și așa mai departe. Deci rețineți că toate activitățile acestea care aduc un plus de energie, un sport, uite, da, atât de extrașcolar, cum să nu? E foarte bine, nu? Sau să participi la fel de
lucruri interesante. Uite, acum câțiva ani, și uite, e rectorul lângă noi, aveam aici la noi în Politehnică posibilitatea să învățăm dansuri. Dansuri, pentru că la anunți în ultima vreme eu vă dansez nevestele. Adică mie mi se pare ciudat ca eu la 60 de ani să mă uit când domnișoara, doamna prezentă la nuntă, la masă cu mine, vrea să danseze și voi băieții cu mobilul. Cu mobilul. Noi, și din fericire, suntem mai norocoși. Poate noi... Voi știți, dar să nu generaliza. Te rog să mă crezi. Unde am prins la anunț, două zile n-am dormit de oboseală. De ce? Pentru că tinerile domnișoare sau doamne au zis, dacă facem o sârbă, facem o horă mare, facem un vals, un tango. Nu toate, domne, dar acolo unde mă refeream eu aici în Politehnică, am avut școală de dans. Acum vreo 10 ani. Poate reușim să vă îndemnăm spre dansuri, știți de care? Acela care se practică în lumea bună. În societate. În societate, nu. Deci nu vă învățăm, cum se numea la dansul ăla tâmpit cu... avea o denumire muzica aceea acum vreo 10 ani. Nu mai contează. Deci una peste alta, asta ar trebui să rețineți, da? Că e bine să faceți aceste activități, dar să vă ridice, nu să vă coboare. Așa este. Mulțumim foarte mult. Aș vrea să-l întreb pe Ciprian. Exact. Tu faci voluntariat de cel puțin 4 ani. Cum te-au ajutat pe tine să dezvolți activitățile de genul acesta și să ajungi omul care ești astăzi? În primul rând, dacă îmi permit să-i răspund domnului Hader, să știți că la CNR chiar am dansat. Acolo am făcut o horă mare, din păcate dumneavoastră cred că ați plecat înainte de a mă vedea pe mine dansând. Desigur, horă mare cu masca. Pe vremea aceea, când a fost CNR-ul, nu era atât de mare impasul și impactul. Deci a fost mult mai ok. Da. Ei bine, despre voluntariat, cred că sunt o dovadă vie că se poate. Am ajuns până aici. Este foarte, foarte dificil, aș spune, să ajungi la conducere, dacă îmi permiți. Este foarte dificil pentru că implică foarte mult timp. Practic, îți iei un job full-time prin acest voluntariat, dacă, desigur, vrei să ajungi nu doar să faci acel lucru pentru dezvoltarea ta personală, cât și pentru a face societatea să fie mult mai bună. Deci, voluntariatul, nu știam acest termen când am venit la facultate, însă, după primele 3 zile, după ce am citit definiția pe Dex, am văzut că voluntariatul avea o definiție mult mai complexă, mult mai dificilă de înțeles. Ei bine, după 4 ani de zile aș putea spune că voluntariatul și o definiție foarte scurtă ar fi că faptul că tu te implici într-un lucru, pui inimă, pui suflet, pui și dragoste câteodată pentru lucrurile și pentru evenimentele pe care le faci, te ajută să reușești și cu siguranță să trăiești niște experiențe pe care nu o să le acumulezi și nu o să le simți în nicio altă activitate pe care o faci. Deci voluntariatul, din punctul meu de vedere, este un lucru la fel de fundamental ca și profesorii în viața noastră. Vă rog. Vreau să adaug ceva. Voi toți studenții de la UNSR și din alte legi numai, voi faceți voluntariat. Nu mă refer la acțiunile concrete, chiar prin ceea ce faceți în ligă. Pentru că voi nu câștigați nimic din financiar. Toată lumea e învățată să zică, domne, trebuie să câștig ceva. Nu, voluntariat nu înseamnă de regulă să nu câștigi mai nimic. Exact. Doar să contribui la binele societății și voi chiar contribuiți. Deci la voi chiar acțiunea asta este de tip voluntariat. Dar exact cum spunea Ciprian, este un timp pe care îl consumăm pentru asta. Absolut. Și timpul ăla e investiția noastră. Alții stau în perioada asta sau da. Treaba lor, fac altceva. Dar voi îi ajutați chiar pe cei care stau. Da. Și o să-l rog, ultimul, dar nu cel din urmă, să răspundă și domnul rector, care, cel puțin eu și Ciprian și alți colegi de-ai noștri, am fost martori timp de 4 ani de zile ai faptului că dumnealui a fost unul dintre cei mai mari susținători ai acestei mișcări de voluntariat. Și aș vrea să ne răspundă și dumnealui la întrebarea cât de important este acest voluntariat. Eu o să vă, menținând perspectiva, o să fac o mică retrospectivă, așa, selectivă, ce îmi vine acum în minte, neștiind întrebările voastre. Mi-aduc aminte, așa cum profesorul Hader, prietenul meu, spunea mai devreme de Ionuț Poenaru, fostul președinte al Uniunii Studenților, Uniunii Naționale a Studenților. Eu mi-aduc aminte de lucrurile absolut extraordinare pe care le-am făcut împreună cu UNSR sau
aș spune, datorită UNSR-ului și acestui parteneriat extraordinar cu studenți din toată țara. Și m-aș bucura ca oameni care sunt astăzi studenți, colegii voștri care sunt studenți, să-și aducă aminte cei care au fost studenți sau să facă o cercetare scurtă în istoria UNSR-ului și să ne uităm împreună la anii în care eram împreună în șantiere importante în această țară. Eram împreună la oameni care aveau necazuri. N-am să uit, eram la Săucești, la Bacău, scoțând oamenii din inundații. Eram lângă Focșani, mi-aduc aminte greu numele localității, îmi cer scuze. N-am să uit toată viața cu Gabriel, Petrea și Ionuț și așa mai departe, studenții, liderii studenților de atunci, cum reușeam cu greu, foarte greu, să scoatem bruma de agoniseală a oamenilor după inundație cruntă, de asemenea. Cum am intervenit la cămine de bătrâni sau la cămine de copii cu ajutoare, de sărbători și așa mai departe, toate făcute în parteneriat cu UNSR-ul. Este o activitate extrem de importantă atunci când faci acest gest, acest voluntariat, pentru că, până la urmă, definiția de care vorbea și Ciprian, voluntariatul este o acțiune care o faci benevolă, fără să aștepți remunerarea acestei acțiuni și care te încarcă, cel puțin pe mine m-a încărcat, și student fiind, la rândul meu, am avut onoarea să conduc ligi ca student, nu exista un SRU pe vremea mea, te încarcă foarte mult pe tine ca om și încarcă societatea. Este un lucru extraordinar pe care studenții îl fac, pe care voi îl faceți, pe care colegii voștri îl fac. Repet, de o potrivă pentru societate, dar și pentru voi. Sau, în primul rând pentru voi și apoi pentru societate, cum vreți să priviți lucrurile. Am trecut, am văzut ce înseamnă participarea studenților. N-am să uit toată viața lacrimile din ochii oamenilor care erau ajutați și bucuria pe care o aveau. N-am să uit faptul că în multe locuri studenții organizați făceau mai mult decât făceau autoritățile. Și am multe, multe, foarte multe cazuri de acest tip. Cred sincer că acest voluntariat, n-aș spune că poate fi încercat, ci că trebuie să fie încercat de fiecare student. De la gesturi mari, cunoscute, făcute de organizații mari, cunoscute de public, până la gesturile mici. Până la urmă, fiecare dintre noi cred că putem să facem un gest din suflet ajutând un om, o comunitate, pentru că gesturile nu se fac doar în ajutorul social. Sunt gesturi făcute în multe domenii și gesturile acestea făcute de studenți sunt cumva naturale, sunt firești și cred că sunt și foarte sincere făcute de studenți. Și cred că acel gest pe care îl faci fără să-l mărturisești neapărat este mai important decât gestul pe care îl vede o țară întreagă, fără să neg importanța fiecăruia. Dar vă îndemn, dacă îmi dați voie să spun la acest final de intervenție pe acest subiect, pe fiecare dintre voi să nu uitați să faceți un gest frumos pentru cei de aproape sau cei care au nevoie în fiecare zi. Mulțumim foarte mult! Următoarea întrebare are legătură cumva și cu partea educațională și spune așa: considerați că ar trebui să fie mai prezentă în curicula educația non-formală? Cum vedeți aplicată în mod concret o astfel de inițiativă? E nevoie de așa ceva. Microfonul la gură, da, e nevoie de așa ceva pentru că nu poți să te pregătești doar în domeniul în care te-ai înscris la acel program de studii, la masterat, la doctorat, la licență. Însă e mai greu. Mi-ar plăcea să-i văd pe tinerii candidați la inginerie preocupați de literatură, iar pe cei care astăzi învață la filologie foarte interesați de cuceririle științei. Vedeți-mă că ar fi minunat. Ar fi o simbioză reușită. În unele cazuri se și manifestă această tendință. S-au creat fel de fel de ateliere de creație științifică în mai toate universitățile, de inovare în unele locuri, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Sunt mulți studenți implicați în activități de inovare și noi avem aici un centru puternic de antreprenoriat care poate promova aspectele legate de inovare. Puteți să vă preocupați de aspecte legate de învățarea în limbi străine atipice.
neobișnuită la noi. O japoneză, am zis și eu, o chineză, că tot sunt la modă cu virusul ăsta, Doamne. Iartă-mă. E cea mai vorbită limbă din lume. Da. Și putem vorbi despre orice altă activitate, da? Putem vorbi de multe lucruri care nu, astăzi nu sunt înregistrate la noi în zona nici măcar facultativă. Asta ar însemna ca voi să vă dați mâna, să ajungeți la o înțelegere, pentru că nu se pot crea variate posibilități de pregătire în alte domenii decât cele pe care le aveți ca noțiune de bază. Aveți însă o educație, știți cum se numește, și transversală sau da. Domenii care nu sunt neapărat foarte apropiate de programele voastre de studii, dar cred că puteți să cereți asta, să vă specializați și în alte lucruri în care nu se prevedea să vă realizați visurile. Uite, aici pe scenă a avut loc prezentarea programului artistic al unei brigăzi artistice de la noi, de la Facultatea Inginerie Industrială și Robotică. Iată, pasiunea pentru teatru, pentru muzică, puteți să o cultivați. Dar astea, cred că unii dintre voi chiar le au în suflet, dar ar trebui sprijiniți de noi. Și să știți că universitatea noastră și rectorul, mai ales, întotdeauna a fost deschisă către deci, a vă sprijini. Asta ar trebui să fie mai degrabă o inițiativă făcută, nu știu, pe un cadru legal, adică o propunere din partea studenților către minister, sau ar trebui făcut în fiecare universitate în parte? Cred că fiecare universitate poate să-și dezvolte anumite educații de acest tip, pentru că nu stau peste tot lucrurile la fel. Am înțeles. Măcar să vedem câteva direcții de dezvoltare de tip, nu știu, numiți voi, non-formal, pe lângă cele de bază, ca să puteți să aveți în viață și alte pregătire, alte competențe, exact. Cred că orientări. Asta e și scopul întrebării. Da. Domnul rector, îndrăznesc să vă întreb și pe dumneavoastră același lucru. Credeți că ar trebui să fie mai prezentă în curicula această educație non-formală și cum ați vedea o implementată? Eu vreau să fiu rău așa, dar nu pot să nu ciupesc un pic. Să definim două lucruri în contradicție întrebare. Primul lucru, prin educație non-formală de obicei se înțelege o educație făcută în afara școlii. Ca să definim, să dăm definițiile corecte, înțeleg din întrebare că nu vă referiți la acest tip de educație, ci este la o educație care e în afara curiculei de bază pentru și mai eu mult așa, în răspunsul... Eu așa am înțeles-o. Exact, da. Răspunsul pe care... În altă parte nu știu cum i-am putea ajuta așa ușor. Da. În acest sens, cred foarte... Acum suntem într-o dezvoltare extraordinară a societății și această perioadă complicată face dovada încă o dată și încă o dată, dacă mai era nevoie, a necesității ca un tânăr să fie dezvoltat în mai multe domenii. Există, se vorbește foarte mult de soft skills, de educația transversală, de o serie întreagă de competențe, aptitudine pe care tânărul trebuie să le obțină în diferite moduri, inclusiv non-formal, și în cadrul școlii, dar nu numai. Și cred și eu, sincer, că este extrem de important să dezvoltăm aceste lucruri. Eu sunt unul cel care încurajez și am încurajat și sunt în plin proces de transformare și în universitatea noastră, dar nu numai, de extindere, a ofertelor educaționale dincolo de ceea ce trebuie să învețe, spre exemplu, în politehnică, un inginer. Este important, ca să dau doar câteva exemple, să vedeți concret, importantă comunicarea și avem un om de business lângă noi care a făcut inginerie și care lucrează în acest moment nu doar ca un inginer simplu dezvoltând un anumit produs, ci trebuie să și vândă acel produs, să și lucreze în echipă cu o serie întreagă de coechipieri, să poată să ajungă la societate, așa cum face astăzi, să explice și așa mai departe. Este extrem de important să înțelegi, ca să vorbesc, fie că ești medic, fie că ești economist, să înțelegi societatea așa cum este ea și nu poți să trăiești sub un glob de sticlă și să fii doar tu însuți cu laboratorul tău sau cu firma ta sau cu jobul tău, ci trebuie să interacționezi cu societatea. Extrem, extrem de important și cred că școala în general este datoare să își extindă această ofertă, astfel încât tinerii să poată opta. Dar sunt anumite lucruri, vorbind de soft skills, care trebuie date studenților sau oferite studenților, scuzați-mă, din ce în ce mai mult, astfel încât studenții să poată opta, repet, dintr-o spectru, dintr-o plajă foarte mare de opțiuni. Dar unele dintre ele trebuie să fie, să spunem așa, obligatorii. V-aș mai da un exemplu, tocmai în dorința de a fi cât mai concret. Astăzi,
societatea românească, școala românească pregătește în general foarte buni angajați, foarte buni lucrători în diferite zone, dar pregătește mai puțin antreprenori. Antreprenoriatul este o zonă din această paletă soft skills care trebuie obligatoriu să ajungă la fiecare student din România, indiferent de unde vine el, indiferent la ce universitate, fie că este aici, la noi acasă, la Politehnic, îmi place mie să spun, sau este la Universitatea de Arte sau Universitatea de Medicină, pentru că un tânăr poate să se dezvolte, repet, ca un angajat, un medic foarte bun într-un spital, dar în același timp poate să aibă cabinetul lui, să aibă dorința de a-și dezvolta acest laborator și pe care de consecință apară necesitatea de a avea expertiză în antreprenoriat. Am dat un exemplu și așa mai departe. Este extrem de important ca în această societate să putem să punem oamenii acolo unde le este locul. Și aș mai da un singur exemplu. Vorbim în aceste zile cât de important sunt oamenii care intervin într-un anumit domeniu, într-un anumit... cât de mult știu să conducă instituții, partide, societăți și așa mai departe, fără să întrebăm pe acești oameni ce competențe au dobândit, ca să poată să ajungă într-un anumit loc. Dacă ești doar un inginer foarte bun, poți să fii și un lider exclusiv, doar inginer, poți să fii un lider foarte bun. Dar cred că Lucian ne poate spune mai mult de ce înseamnă să fii lider, să lucrezi folosind aceste competențe în companii. Chiar avem o întrebare legată de competențe și competențele pe care ar vrea să le vadă angajatorii, asta la partea de angajabilitate. Acum, dacă nu vă supărați, cred că am epuizat răspunsul la întrebarea asta. Nu știu dacă mai putem obține și alte opinii și aș vrea să ne îndreptăm spre... Ștefan, poți să mai adaug eu ceva, te rog frumos? Te rog. Domnul rector a menționat zona de antreprenoriat și aș vrea puțin să dezvolt partea aceasta, pentru că mi se pare foarte importantă. Noi avem diverse programe prin care susținem, să zicem așa, startup-urile și din România și worldwide. Și pentru că tehnologia este din ce în ce mai accesibilă, devine foarte ușor pentru un inginer, pentru un absolvent de politehnică să construiască un produs folosind tehnologia care acum, cum spuneam, este la îndemâna tuturor. Și în momentul în care îl construiește, devine evidentă nevoia de a avea skill-uri conexe. Și mă refer în momentul în care îți face firma puțină componentă de financiar, pentru că trebuie să înțelegi cum funcționează business-ul, trebuie să înțelegi zona de costuri, zona de venituri, zona de profitabilitate, ca să poți duce business-ul mai departe. Puțin zona de juridic și ce înseamnă legal, eventual niște cunoștințe de zona de comercial și marketing, totul trebuie vândut și trebuie construit și foarte importantă partea de leadership, de soft skills, pentru că trebuie să-ți clădești firma asta, să o dezvolți, să o crești, să o... este modalitatea prin care poți să succes cu prima respectivă. Și atunci nevoia aceasta de educație non-formală, de skill-uri conexe legate de partea tehnică, pentru că eu am un background tehnic, devine foarte, foarte importantă și foarte relevantă. Am înțeles. Nu știu dacă ați reținut, dar prin noi, Lucian se referă la Microsoft România, de acolo vine și cred că dacă de acolo vin astfel de opinii, e destul de relevant. Îndrăznesc să spun că am epuizat această întrebare, îmi pare rău, Ciprian, că nu ai și tu ocazia să răspunzi, dar cred că e clar că îți dorești și tu ca astfel de elemente de educație non-formală să fie mai mult integrate în curricula educațională. Astea au fost întrebările legate de dezvoltarea studenților. O să trecem acum la categoria numărul 2, probabil cea mai interesantă parte pentru cei care ne urmăresc, în special probleme reale ale sistemului de învățământ din România. Iar prima întrebare sună în felul următor: dacă în momentul acesta ați putea schimba ceva la sistemul de învățământ cu aplicabilitate imediată, ce anume ați schimba și de ce? Și că tot a rămas microfonul la tine, îndrăznesc să te întreb pe tine prima dată, Lucian, ce ai schimbat tu la sistemul de învățământ românesc? Este o întrebare foarte completată, greu de răspuns la ea. Cred că în primul rând m-aș uita la ce oferim ca și gamă de cursuri către studenți. Cred că ce mi-aș fi dorit eu atunci ca student și ce văd poate un pic și acum. Cursuri ca să fie mai apropiate de tehnologia actuală și să fie mai la zi cu tehnologia actuală. Și știu că s-a lucrat foarte mult în partea aceasta și cred că mai este un pic de lucru. Un alt aspect care eu mi l-aș fi dorit atunci, zona de practică.
o înțelegere mai largă a modului în care pot eu să aplic practic lucrurile pe care le învăț. Învățam și am învățat multă teorie și ulterior unele lucruri mi-au folosit în viață, dar uneori mi-a fost dificil să descoper lucrurile teoretice, cum să le aplic. Și m-aș dori mai mult o zonă de practică. Laboratoarele care le-am urmat erau foarte valoroase, dar cred că am putea pune mai mult accent pe zona aceasta. Am înțeles. Deci ar fi o parte de curriculum mai apropiată de ce există în industrie, exact, în realitate, exact, da. Și mai multă aplicabilitate a noțiunilor teoretice. Da, în momentul în care vezi aplicabilitate, vezi practic ce poți să faci cu ceea ce înveți, deja devine mai palpabil, mai palpabilă zona de zona teoretică, ca să zic așa. Mulțumesc mult. Domnule Hader. Da. Revine această întrebare și către cred că în cadrul fiecărui program de studiu și pe fiecare ciclu de licență, de masterat, de doctorat se poate schimba. Chiar se fac eforturi în acest tip. Există în Politehnică 3 programe europene pe studii doctorale și postdoctorale în care se fac strategii în final și credem noi că și vor fi aplicate vis-a-vis de îmbunătățirea studiilor doctorale. Cele mai multe dintre idei converg spre ceea ce spunea Luciana Dinauri, spre a ne apropia de mediul economic, de mediul socioeconomic, cum se discută în media. De ce? Pentru că acolo e problema viitorilor absolvenți, acolo trebuie să se orienteze ei și Alma Mater, federația pe care o conduc, a promovat o perioadă, chiar a fost prins într-un acord pe care l-am semnat cu Guvernul României de acum 2-3 ani, la Alba Iulia, un proiect legat de practica studențească, în special la anii de licență. Potrivit gândirii noastre, în fiecare an ar trebui să faceți practică cel puțin o lună pe an universitar. Practica ar trebui să fie plătită cu salariu minim pe economie. Toți studenții ar trebui să meargă la practică gradual în funcție de pregătirea pe care o au în anul 1, anul 2, anul 3 și de specialitatea pe care o au, de programul de studii. Desigur. Dacă nu s-ar găsi practică, dar practica trebuie să fie făcută ca lumea, de la 8 la 16 sau de la 8 la chiar mai târziu de 16, că mai ești pauză de masă, nu? Adică nu te duci acolo, stai un sfert de oră și pleci și iei banii de la stat. Nu. Cu tutore, cu oameni plătiți, mediul economic ar trebui să se preocupe de tine, tu ar trebui să tragi din răsputeri, lucru care s-a constatat la noi în ultima perioadă prin practica asta cu mediul economic. S-a dezvoltat foarte mult în Politehnică, mai ales la inginerie și, de ce nu și la voi, la electronică. Foarte bine chiar, s-a constatat că studenții sunt extrem de atenți la aceste aspecte legate de practică, pentru că de acolo poate să fie ales ulterior ca viitor lucrător în fabrica respectivă. Majoritatea rămân angajați ulterior. Am multe de spus aici și cred că ar trebui să se revină asupra acestui proiect. S-a spus că se va discuta într-o ședință de guvern, dar între timp a căzut guvernul. Și îți dai seama ce s-a întâmplat, da. Dar avem în cap acest lucru și știe și Mihnea, împreună am gândit acest lucru, evident, trebuie îmbunătățit, trebuie readaptat vremurilor, dar acolo ar trebui, pentru că de pregătire teoretică nu cred că vă puteți plânge în sensul în care nu fie bună. Există. Aparatură avem în școală, am adus aparatură de ultimă generație, avem laboratoare serioase, din păcate acum nu putem să le folosim. Dar partea aceasta de colaborare cu mediul economic ar trebui îmbunătățită peste tot, eu mă refer la toată studențimea română. Da, nu mă refer da. Numai la inginerie. La toate domeniile. La toate domeniile, la medicină, la economice, la toate. Bun, mă opresc aici pentru că eu sunt speriat de câte întrebări ai. Nu sunt așa multe. Vă rog, domnule rector, să răspundeți și dumneavoastră la această întrebare. Ce ați schimba de mâine, să spunem, în învățământul românesc? Sunt unele lucruri pe care, mai multe calități pe care le-am avut, încă le mai am, am încercat să, prin aceste calități sau beneficiind de aceste calități, utilizând aceste calități, mai bine spus, să schimbăm. Unele lucruri le-am reușit să le schimbăm, altele nu am reușit să le schimbăm. Și sunt mai multe paliere. Subscriu la ce spunea și Lucian și Toni mai devreme. Total, cred, trebuie să schimbăm acest contact între student, școală și mediul economic să fie mult mai strâns. Indiferent că vorbim de artiști sau de medici, că vorbim de filozofi sau de ingineri și așa mai departe. Evident, adaptând acest contact sau creând posibilitatea ca acest contact să fie unul real și adaptat fiecărei domeniu. Pe de altă parte, există câteva elemente fundamentale în școala românească care trebuie schimbate.
și o schimbat de mâine. Îmi pare rău că n-am reușit să o fac atât de mult cât am fost ministru. Dar a schimbat de mâine structura statului atunci când vorbim despre autonomia universitară. Autonomia universitară e o chestie foarte serioasă, un subiect extrem de important, oriunde în lume și în România în mod special. Implicarea statului în universități este încă foarte mare și când vorbesc de autonomie universitară, vorbesc în primul rând de autonomia financiară a universităților. În al doilea rând, a schimba, pentru că toți suntem la o dezbatere a studenților și nu doar pentru că suntem la o dezbatere a studenților și nu doar pentru că suntem în fața studenților, aș implica mai mulți studenții în deciziile universității, inclusiv în decizia privire la alegerea rectorului. Știu că este o susținere mai veche a studenților. Repet, îmi pare rău că n-am reușit să o facem până acum, dar eu chiar cred că trebuie să revenim la ce exista în trecut, și anume 25% dintre electorii pentru alegerea rectorului să fie studenți. Aleși, evident, la rândul lor pe principiile democratice. A mai schimbat de mâine un lucru foarte important, în opinia mea, și anume aș schimba sau aș îmbunătăți mecanismul de finanțare pentru studenți, astfel încât studenții să poată să beneficieze cu adevărat de un învățământ gratuit în mod cel mai profund, să nu, chiar dacă astăzi există o serie întreagă de facilități pentru studenți, încă mai suntem departe de ceea ce ar trebui să oferim studenților. Și nu în ultimul rând, ca să enumer așa pe scurt, aș mai schimba un lucru de mâine. Vorbesc de lucruri care se pot schimba mâine printr-o modificare legislativă. Aș mai schimba un lucru și anume aș schimba, aș impune, să spunem așa, aș prioritiza investiția educațională în domenii importante pentru dezvoltarea societății românești, nu doar de azi, ci pentru viitoarele generații. Și am multe comentarii pe această temă. Dacă mai sunt întrebări în domeniul acesta, revin, dacă nu, cu altă ocazie. Trebuie să avem proporția a ceea ce facem, pentru că astăzi societatea românească este într-o profundă criză a forței de muncă și vom continua în această profundă criză dacă nu vom schimba felul în care noi investim, către ce domenii investim în învățământul superior. Și e foarte important și acest lucru. Vă mulțumim. Am încercat mult să fiu cât se poate de punctual. Da, și chiar ați anticipat două, cred, din întrebările următoare, dar vom reveni pe parcurs la acestea. Și probabil vă întrebați de ce am ales această întrebare, tocmai pentru că și noi, studenții, am schimbat anumite lucruri și o să-l rog pe Ciprian să spună care este opinia Uniunii Naționale a Studenților din România cu privire la acest aspect. O să fac o paranteză înainte. Dacă mă întrebai sau dacă îmi puneai această întrebare acum 4 ani de zile, cred că pe atunci îmi doream doar un mediu, un loc în care să mă simt sigur, să-mi pot exprima opinia, să-mi pot desfășura activitățile într-un mod sigur. Ei bine, după 4 ani de zile, răspunsul este cu totul altul, din păcate, și nu prea fericit. Aș spune că, și aș puncta un lucru foarte important, se pare că tehnologia avansează mult mai repede decât educația, în primul rând, și avansează în timp ce noi, aș spune, că stăm pe loc. Practic, ceea ce învățăm noi la școală nu ne pregătește atât de mult pentru viitor, ci ne pregătește pentru trecut. Lucrurile acestea ar trebui să fie discutate în amănunt de către persoanele care reprezintă această societate și care ar putea să ne ofere soluții pe un termen destul de lung, aș putea spune, pentru că această decizie nu se poate face dintr-o dată. Aș mai adăuga două materii, dacă îmi permiteți, chiar dacă nu este de pe mâine. Aș adăuga, în primul rând, educația financiară, care este un pilon, spun eu, destul de important, și o să vă dau și un exemplu foarte scurt pe mine. Am venit în anul întâi, aveam 200 de lei în fiecare săptămână, mă rog, sunt un caz foarte fericit, și cheltuiam toți banii acestea pe mâncare timp de 4 zile, celelalte 3 beam apă de la robinet
și desigur mă împrumutam de la colegi. Acesta este un singur exemplu și sunt sigur că sunt N exemple și tocmai de aceea consider că educația financiară, și după ce mi-am dat seama cum funcționează acest lucru, mi-am dat seama cât de importantă este nu doar pentru dezvoltarea ta, ci și pentru resursele tale în primul rând. Al doilea lucru pe care l-aș adăuga și a doua materie ar fi educația civică, dar nu aceea făcută în clasele 1-4 sau când se face, în care ne spune cum să ne spălăm pe mâini și cum să ne spălăm pe față. Ei bine, trecem printr-o situație și țara a trecut printr-o situație încă din martie și spiritul acesta civic cred că era unul dintre lucrurile esențiale ca oamenii să stea în casă, să aibă grijă de ei, să respecte regulile, etc. Ei bine, se pare că din statistici, statul nostru, din nefericire, este subclasat, aș putea spune, pe această ramură, din păcate. Și un ultim lucru aș vrea să spun, se tot vorbește despre digitalizarea acestui sau acestei educații, aș putea spune, despre biblioteca virtuală. Ei bine, se vorbesc și se vorbește despre acest lucru de foarte mult timp, însă se pare că o soluție reală nu a fost găsită sau nu ne-a fost oferită această soluție încă și probabil că va veni, desigur că nu știm când, probabil că într-un viitor neapropiat. Cred că astea sunt lucrurile scurte, pentru că, cum a spus și domnul Hader, timpul este deprisos și sunt atât de multe întrebări încât am văzut și eu acum că sunt foarte multe și ar trebui să răspund foarte scurt și la obiect. Ceea ce pot să mai adaug, un singur lucru și cu asta am încheiat, ei bine, dacă pentru fiecare dintre noi educația ar fi pe primul loc, exact cum este campania pe care am pornit-o, atunci sunt sigur că am rezolvat foarte multe probleme. Dar așa o să rămânem cu ele pe o perioadă nedeterminată. Mulțumesc, Ștefan. Bun. Avem acum două întrebări care sunt adresate în mod special domnului rector. Și prima întrebare sună cam așa. Reprezentanții studenților în structurile decizionale din multe universități din țară, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, nu sunt susținuți în niciun fel. Știm cu toții că studenții ar trebui să reprezinte 25% din aceste quorumuri, însă din nefericire, în unele locuri, nici măcar asta nu se respectă. Care crezi că este motivul pentru care unii dintre rectori nu colaborează cu studenții? M-am oprit că am vrut să am... era că pe acesta am o reacție foarte dură. Dar nu mă pot abține să spun că mi se pare o prostie, scuzați-mi termenul. Da, unde aveți așa ceva? Da, asta vreau să spun și eu. Nu ar trebui să existe situații. Dați-mi și nouă o listă. Din ce mi-aduc eu aminte, am avut un CD cu un SRU acum ceva timp și la Galați, la Facultatea de Medicină, concret, studenții nu sunt nici măcar acceptați în Consiliul de Administrație. S-au mai schimbat lucrurile. Nu da. Sunt anunțați de ședințe și așa mai departe. Păi, nu, dă-ne o listă secretarului general al Consiliului Național al Rectorilor și liderului Alma Mater și noi vă garantăm că mediem situația. Asta vreau să vă spun. Deci, nu, pentru că e aiurea să credem. E un apel asta. Pe care îl facem la voi și la studenți. De ne văd liderii voștri. Exact. Să ne spună și nouă, domnule, unde e așa ceva? Avem situații trebuie transmise. Ștefan, dragul meu, Aracis când își face vizitele, verifică asta. Voi aveți reprezentanți în Aracis foarte mulți. Păi și când se duc acolo... Nu pot să spună, domnule, ia uitați-vă. Ba mai mult decât atât, legea este explicită și vorbește exact. De reprezentare în structurile, structurile de conducere, aici vorbim de consiliile facultăților și de senat. Exact, e acolo se referă, uite, da. Era vorba de facultate acum, exact, nu da. De universitate. Legea spune clar că trebuie să fie 25, deci nu este negociabil, nu e un aspect pe care să-l negocieze un decan sau un rector. Este în primul rând ilegal. Nu știu, situația la Galați, am să vorbesc și eu cu domnul rector. Dar e de actualitate? Sau e de... Anul trecut universitar cel puțin se întâmpla lucrul ăsta. Da. O să, dar o e să... mai greu de vorbit aici în plen cu toate cazurile, dar am înțeles mesajul de la Ciprian. Lista integrală și că știți cum e, nimănui nu-i place să fie reliefat așa în public. Mă refer la rectorii, da, dar noi da, îi sunăm și a doua zi se schimbă, să vedeți. Am înțeles. Nu, da. Eu sunt convins că acest lucru se poate întâmpla și un apel pe care îl fac la studenții, la liderii studenților, să facă această, să ne dea pe intermediul vostru aceste informații și sunt convins că putem să discutăm cu rectorii, să îndreptăm aceste lucruri care, repet, sunt în cadrul, dacă vorbim de reprezentarea structurii, vorbim de depășirea cadrului legal.
Pe de o parte. Pe de altă parte, eu nu înțeleg de ce rectorii nu se înțeleg cu studenții. Este conceptual, nu înțeleg. Structural, nu știu cum să vă explic. Pentru că, până la urmă, în ce constă activitatea noastră, a celor care lucrăm în universitate și a rectorilor în mod special? Activitatea noastră tocmai constă în organizarea universității, în a crea mediul propice pentru ca studenții se dezvolte în universitățile noastre. Fără dialogul pe care să-l avem cu voi, nu putem vorbi de o muncă a noastră, a fiecare dintre noi, de bună calitate. Cum să conduci o universitate fără să dialoghezi cu studenții? Cum să conduci o universitate, cum să iei decizii privire la viața studenților când nu știi ce vor studenții? Când nu îi întreb dacă trebuie, dacă nu trebuie, dacă le place, dacă nu le place, care sunt așteptările lor și așa mai departe. Eu recunosc că nu înțeleg mecanismul acesta de funcționare și, mă rog, voi, cei care sunteți în Politehnică, știți modul în care lucrați cu mine și toate generațiile, indiferent pe ce poziție am lucrat foarte deschis cu toate generațiile. Deci, repet, eu personal nu înțeleg și mi se pare realmente o gafă managerială pe de-o parte și umană. Deci nu văd, până la urmă, școala e a studenților. Da. Școala e făcută pentru studenți. Dacă nu lucrăm pentru studenți, atunci pentru cine lucrăm? Apoi există dialogul ăsta social încrustat de atâta vreme la nivel european, chiar mondial. Păi partenerii de dialog social cine sunt? Profesorii, adică conducerea universităților, ministerele în anumite cazuri, studenții, sindicatele. Totuși, Mihnea, trebuie să luăm în seamă că acum am ajuns și să mă plâmb, dar nu la nivelul la care s-au plâns studenții. Că sunt și rectori care sunt topaci la reacțiile sindicatelor. Trebuie să recunoaștem asta. N-am venit să mă plâng acum de ceea ce mi se întâmplă mie. Dar acolo e cu totul altceva. La voi scrie clar că voi trebuie să fiți 21%. E o lege. La mine nu scrie foarte clar că pot fi invitate sindicatele, spre exemplu, la anumite discuții, dar de regulă sunt invitați cam peste tot. Dar la voi e clar că sunteți 21% din fiecare nivel de conducere, facultate, departament și așa mai departe, nu? Da. Bun, studenții concluzia... trebuie să aibă reprezentare. Eu, repet, nu mi-aduc aminte, am fost în această perioadă, am petrecut multe ore online, ca noi toți, și Ciprian este aici în ultima perioadă ca reprezentant al Uniunii Studenților, există Uniunea Națională a Studenților și este reprezentat în Consiliul de Administrație al Universității, alături de colegii săi. Regretatul vostru președinte, Dumnezeu să-l odihnească, Vlad, oare am lucrat atâția ani pe zile, îmi spunea nici nu știți, continuând mesaj, nici nu știți care este diferența între ce se întâmplă la noi, spunea, și ce se întâmplă în alte părți ale țării. Și de fiecare dată am încercat să reglăm, să netezim aceste asperități. Dar, repet, eu personal consider o mare greșeală, am spus-o și colegilor rectori, o mare greșeală și managerială, dar și umană, să nu dialoghezi în general și cu studenții este inacceptabil. Și repet și eu ceea ce spunea Toni, iartă-mă pentru că repet, vă rog să ne dați. Exact. Să acum putem o ajuta. Fi vreun rector de ăsta care nu mai vrea al doilea mandat, știi? Asta și omul e supărat pe viață. Adică contează. Să te ceri cu studenții, nu că nu faci asta ca să câștigi mandatul, dar e ilegal ce face. Da, și voi oricând ați putea să câștigați, oriunde v-ați duce. Să încercăm să... Rugăminte, exact. Da. Toți oamenii care știu de astfel de cazuri concrete să ne transmită, mine lui Ciprian, oricui și... Oricum am intermediat destul de multe situații punctuale, sunt, cu mulți studenți, am încercat să rezolvăm probleme. Da, dacă mai apar, vă rog. Sigur. Vă mulțumim mult pentru deschidere și pentru colaborarea de care... Ați dat mereu și a doua întrebare? A doua întrebare, ați pomenit puțin mai devreme de autonomia universitară. Și o întrebare sună așa. Domnule rector, această întrebare este, credem noi studenții, adresată special pentru dumneavoastră. De ce s-a precizat autonomia universitară în toate documentele oficiale privitoare la procesul de învățământ în timpul stării de urgență / alertă, dacă universitățile nu au putut să ia propriile decizii fără să depindă de alte entități? Presupun că se referă la ministere sau alte chestii. Aici m-ați provocat. Nu trebuia să faceți lucrul ăsta. Dacă studenții au întrebat, nu puteam să... Da, m-ați provocat. Sunt mai multe aspecte aici. În primul rând că autonomia în documentele, marea covârșitoare a majoritatea documentelor naționale, dar și cele naționale, aici mă refer la, scuzați-mă, de nivel legislativ, primar și secundar, lege, ordonanțe și respectiv hotărâri de guvern și ordine de ministru, dar cele care fac referire la sistemul de învățământ, s-a făcut trimitere la două elemente, autonomia universitară și responsabilitatea publică.
Pentru că legea, într-un anumit articol, vorbește de aceste două lucruri. Însă, atunci când vorbim de responsabilitate publică, vorbim de responsabilitatea publică a universităților / a rectorilor, că până la urmă s-a redus totul, după tot dialogul pe care l-am avut fiecare dintre noi, în structurile universității, în consiliile de administrație, în senate și așa mai departe, până la urmă a existat o decizie a unui om care a semnat-o și care și-a asumat răspunderea publică cu privire la anumită decizie. Însă, toate aceste decizii au fost, după cum bine ai spus, cenzurate, sau bine a spus colegul care a formulat întrebarea, au fost cenzurate. Știți, e bine când nu vrei să ai răspundere, să pasezi răspunderea la nivelul imediat inferior, pe de-o parte. Și acest lucru s-a întâmplat în această perioadă. Dar, atunci când vrei să controlezi și să implici mai mult statul în universitate, mai mult decât ar trebui, impui o serie întreagă de reguli fără de care nu se poate, nu dai voie universității să organizeze. Vă dau un singur sau două exemple. Mi s-a spus prin lege că în termen de 5, ne s-a spus în luna iulie, Tony, sau iunie, nu mai țin minte, iulie, cred, nu mai știu exact, fac un search în memorie, că în 5 zile de la apariția unei anumite ordonanțe, cred că în iulie, vor apărea normele de cu privire la deschiderea al universității. Ne aducem aminte. Da? Iulie. Care au iulie, apărut, nu? După... Iulie, și-am stat vreo 3 luni. Și-am stat vreo 3 luni. La 1 septembrie a apărut un draft de ordin care ne spunea cum vom face din fiecare student vom face din fiecare student un om bolnav și vom pleca de la prezumția student și profesor că este bolnav, cu lucruri inaplicabile. S-a schimbat în 15 septembrie, pentru școli și așa mai departe, sau 14 septembrie, cu o zi înainte de începerea școlilor. Pentru universități s-a apărut un altul în 1 octombrie, care s-a schimbat în 15 octombrie sau 20 octombrie. În contextul în care, mă scuzați că vă întrerup, sunt universități care au început anul universitar mult înainte de care au început anul universitar pe 14 septembrie sau pe 1 octombrie. Da. Și suntem în situația în care noi, fiecare dintre noi, am vrut să ne organizăm într-un anumit fel, dar n-am putut să ne organizăm pentru că legea ne spunea și unul emisul ne spunea cum și în ce fel. Există reglementări sau exista până de curând reglementări care ne spuneau că dacă ai 3 cazuri în universitate, în unitatea de învățământ, fie că vorbim de școala de nu știu unde, de la Suplacul de Barcău cu 200 de elevi sau cu 50 de elevi sau 20 de elevi, cazuri reale în România, sau Universitatea Politehnică cu 30.000 de studenți, sau Universitatea Babeș-Bolyai cu 30.000 de studenți, sau așa mai departe, aplici aceeași regulă. Nu contează că ai un cămin deschis sau ai 10 sau 15, sau că ai o universitate împărțită în tot orașul, și sunt multe cazuri în țară, fie în București, fie în... sau ai totul compact și așa mai departe. Deci este aberant și din fericire, ușor, ușor, la presiunea multora dintre noi, aceste lucruri s-au schimbat. Mai spun un lucru și un apel pe care îl fac, e o continuare a mesajului pe care l-am dat mai devreme. Când vorbeam de autonomia universitară adevărată, Constituția vorbește de autonomia universitară, dar de fapt, prin legi, noi, tot societatea românească, a știrbit ceea ce spune Constituția. Când spui autonomie, e autonomia ta decizională cu privire la o serie întreagă de lucruri. Cum îți alegi conducerea, în ce regim, care sunt regulile pe care le aplici, care sunt regulile de funcționare, care sunt regulile financiare și așa mai departe. În condițiile în care astăzi universitățile nu pot să cheltuiască sumele pe care le au la dispoziție pentru studenți, pentru profesori, pentru investiții, pentru și așa mai departe, fără să primim o aprobare pentru fiecare leuț pe care l-am muncit, câștigat în universitățile noastre, prin efortul nostru al tuturor. Deopotrivă, profesori, rectori, studenți și așa mai departe. Suntem îngrădiți și este imperios necesar să vorbim despre autonomie, scuzați-mă, m-ați provocat, dar nu mă pot abține și nu mă pot abține, atâta timp cât suntem într-o competiție mondială și nouă tuturor ni se cere să fim în top 500, luptând cu un mecanism, cu universități, luptând în sensul bun, concurând cu universități care nu au autonomie, au independență. Și o finanțare extraordinară.
și vă mai dau un răspuns, tocmai ca dată pentru studenți. Eu sunt invitat în bordul extins al Universității Tehnice din Danemarca. Colegii și partenerii noștri, în calitatea pe care o am în Asociația Universităților Tehnice Europene, și o spun cu mâhnire faptul că bugetul Universității Tehnice din Danemarca, unei singure universități din Danemarca, este egal cu bugetul României pentru învățământ superior. Bugetul unei singure universități, sunt date publice, intrați pe site, verificați TU Denmark, și atunci când vorbim de autonomie și de competență și de lupta noastră frumoasă, competiția în a fi primii, o componentă extrem de importantă este autonomia. Cum să lupt cu TU Denmark, cea mai mare universitate tehnică a țării, vorbind de politica din București, atâta timp cât eu nu pot să aprob să fac o investiție din banii pe care i-am, pentru că mi se spune că intru în deficit, guvernul, țara, România intră în deficit bugetar dacă Politehnica cheltuiește, și Politehnica și toate universitățile în țară, cheltuiesc banii pe care ele, universitățile, profesorii i-au făcut. Deci v-am dat, suntem într-o așa clamată autonomie, dar nu suntem nici pe departe în autonomia de care ar trebui să beneficiem. În folosul nostru, al studenților și al profesorilor în primul rând. Deci dacă pot adăuga, da, Ștefan, nu este deloc exagerat. Da. Dacă pot adăuga doar două chestiuni aici, în acest subpunct. Domnul rector, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că pe perioada aceea din martie până când am început anul în octombrie, la nivel conversațional a fost unul excelent raportat la calitatea dumneavoastră și studenți. Chiar dacă nu au știut toți studenții și au fost anumite informații confidențiale, ei bine, am știut pe toată perioada cam încotro ne îndreptăm. Aș putea spune acest lucru pentru că, cu siguranță, dacă nu erați dumneavoastră, aflam ceea ce se întâmplă în următorul an universitar cu 7 zile înainte, din păcate, și chiar dacă nu aveam niciodată oficială până atunci, chiar dacă până atunci toată lumea spunea că își dorește acest învățământ mixt, ei bine, se pare că ne îndreptam cu totul prin toate ordonanțele care s-au dat și prin toate articolele care au apărut către online. Acel caz cu 3 persoane per instituție, aș spune că este nu o gafă, ci cea mai mare prostie care a fost spusă vreodată, pentru că nu știu cum s-a gândit în primul rând acel document, mai ales că este unul oficial și cât de mult s-a lucrat la el. A spus că a apărut unul... 3 luni, cum zicea Toni. 3 luni... 3 luni ca să zici că o universitate de 30.000 de oameni se închide dacă apar 3 cazuri. Și aș mai adăuga un singur lucru, desigur. Un singur lucru aș mai adăuga, faptul că după ce a apărut întârziat documentul pentru universitar, au fost doar 3 pagini, dacă nu mă înșel, și tot preuniversitar în față. Ți-aduc aminte, Ciprian, după ce se propădise Vlad, te-am invitat și ai mers cu mine, tu nu? La Ministerul Educației, Alma Mater și UNSR-ul, să participăm la elaborarea acelui ghid. Păi era deja făcut. Nu era încă făcut. Ne-au chemat de formă acolo de vreo 2-3 ori și Ministerul Educației atunci și-a arătat limitele, pentru că de fapt el n-a fost chemat la acele discuții mai deloc și s-a elaborat în zona INSP-ului, Institutul Național de Sănătate Publică. Deci acolo s-a lucrat mai, fără să se întrebe careva de la Alma Mater, sindicatele din preuniversitar, ligile studențești, sau măcar CNR-ul, sau măcar minister. Deci așa s-a făcut acel material. Dovadă că e și prost. E, până la urmă s-a rezolvat. Nu e să zicem asta. Dar după ce a început anul universitar. Și ca urmare a reacției de care vorbește rectorul, și a fost vioara întâi aici, să știi, și noi ne-am chinuit Alma Mater, și prin presă, prin intervențiile noastre media, le-am bătut obrazul și s-a rezolvat, dar uite că dacă nu participă specialiști din educație, ci din sănătate, ei au luat totul, 3 la mie. Nu mai conta câte mii ai. 3 la mie, dar era 3, numai, deci, nu, 3 pe universitate, nu 3 la mie, scuze-mă. 3 pe universitate, da. 3 la mie, deci nu, dar 3 la mie era ceva. Era ceva. Acum, dacă se aplică 3 la mie, Mihnea, s-ar putea să fim tot rău. Asta este, da, cam așa stau lucrurile. Rău a stat, da. Da.
Bun, și n-am observat eu bine, dar mai era o întrebare adresată tot dumneavoastră. Ați pronunțat de cămine și atunci mi-am adus aminte. Domnule rector, sunteți printre puținii rectori din țara noastră ce a luat decizia de a deschide căminile. La ce v-ați gândit când v-ați asumat o astfel de decizie? O decizie foarte grea, dacă îmi permiteți. La studenți. M-am gândit exclusiv la studenți. Și să știți că n-a fost o decizie ușoară, așa cum și în fiecare zi suntem în contact cu voi, cu șefii de cămin, cu studenții care sunt reprezentanți în asociațiile studențești, tocmai din dorința de a fi cât mai aproape de studenți. Nu este ușor. Din nefericire, și au apărut și cazuri și în campusurile universității noastre. Dar suntem extrem, extrem de atenți și încercăm să ajutăm studenții cât putem de mult. În această perioadă și avem spații destinate izolării, am reușit să găsim mecanismele în care să oferim ajutor, mâncare, tot ceea ce este nevoie pentru studenți. Repet, nu este ușor, dar solicitările studenților au fost în această direcție, a deschide căminele și a susține prezența studenților în București. Vă mai adaug un lucru important. Ne-am asumat această decizie împreună în Consiliul de Administrație a Universității după discuții multiple cu ai noștri colegi și cu studenții, liderii studenților și Ciprian și Toni și așa mai departe, reprezentanții studenților din Politehnică, în condițiile în care Ministerul ne-a anunțat că nu va fi un alt mecanism de finanțare. În condițiile în care știam că vom pierde bani prin deschiderea căminilor. Dar am considerat că este mult mai important gestul față de studenți și am făcut acest pas. Speram la vremea respectivă să avem un învățământ mixt și să nu ajungem în această situație, deși semnalele nu erau foarte, foarte bune, dar semnalele pe care le aveam noi, unele mai confidențiale de care vorbea și Vlad, scuzați-mă, Dumnezeu să odihnească, de care vorbea și Ciprian. Dar până la urmă a trebuit să luăm o decizie și am hotărât să aducem studenții în... să oferim studenților posibilitatea să fie ca ajutor. Da, elementul important acesta, cum spune Toni. Speram să avem orele laborator în campus, cum sperăm în continuare, nu știu când, dar atunci speram că după câteva săptămâni vom reveni și era absurd să trimitem studenții acasă, îi întoarcem și așa mai departe. Și suntem, evident, am luat măsura respectând toate normele sanitare, distanțarea. Absolut. Am redus numărul de studenți în cămine, din nefericire, dar da. Mă bucur că am reușit să facem acest pas și sperăm că această decizie să nu ducă să n-aibă consecințe negative. Dar este un efort și un apel pe care îl fac la studenți, un efort pe care îl facem împreună. Nu doar noi, exact. Nu doar studenții, ci împreună. Acea colaborare despre care am tot vorbit. Da. Bun. Vorbea puțin mai devreme domnul Hadr despre spiritul civic și avem o întrebare bazată pe asta, la care l-aș ruga prima dată pe Lucian să răspundă. Știm cu toții că spiritul civic se construiește în timp prin investiții masive în educație, în economie și în calitatea instituțiilor publice, însă în țara noastră aceste aspecte nu au reprezentat până acum priorități. Unde credeți că este problema pentru care acest spirit civic este prezent doar la un procent foarte redus dintre români? Educația precară să fie de vină pentru asta? Ștefan, mulțumesc pentru întrebare. Cred că, într-adevăr, spiritul civic se construiește prin educație, dar spiritul civic se construiește și prin educația personală și cred că ține de foarte mult de noi ca persoane să ne dorim să contribuim într-un mod pozitiv în societate. Și o să revin puțin la partea de voluntariat, care am discutat mai devreme. Cred că este un element esențial în a construi și a dezvolta acest spirit civic. Da, și atunci mă întorc un pic la întrebare și zic că este, adevărul este undeva la mijloc. Se poate face mai mult de ambele părți. Se poate face mai mult și din rolul nostru ca persoană activă în societate și putem să ne implicăm mai mult în toate părțile și acum este mai necesar ca oricând, se poate face ceva în plus și din zona educațională pentru a dezvolta acest spirit. Așa, scurt și la obiect, ca să zic așa. Deci ar fi vorba de implicare din partea ambelor părți implicate, și individual, dar și da, din partea educațională. Da, este nevoie ca persoanele, noi să ne dorim să avem acest nivel de implicare, să ne dorim și să ne dezvoltăm și noi
dorința de a fi, de a aduce un aport în societate, unul pozitiv întotdeauna. Da. Domnule Hader, dumneavoastră... Nu s-au gândit cum e să rămâi fără scut și fără gloanțe în linia întâi. Cristi Minculescu. În manifest, e un cântec, îl știți și voi. Yes. Chiar dacă unora vă plac și alți cântăreți mai autohtoni, așa. Mă rog, nu jignim pe nimeni. Dar Cristi zice bine. Zice foarte bine. Dacă n-ai cultură, cultura aceasta de tip spirit civic, e greu să te dezvolți, tată. Deci trebuie aici investiție, trebuie lucrat, din școală, de la vârstă fragedă. Trebuie urmate exemplele. Tu trebuie să dai exemplu, mai ales când ești singur, când nu te vede nimeni. De ce să arunci banana sub mașină când nu te vede nimeni? Că poate te vede. Am pățit așa ceva. Am văzut-o pe doamnă eu când arunca coaja de la banană sub mașină. Era să iau o bâtă pe spate. Că m-am dus să-i spun, doamnă, v-a căzut banana jos. Nu banana. Coaja de banană. Și a ieșit un parpalac așa, unul mai groșcior așa și a zis, ce vrei mă? Acum vreo 10 ani, când aveam acest spirit civic. Nu trebuie înțeles așa. Spirit civic înseamnă multe, multe lucruri. Nu neapărat să iei atitudine, să te bagi când se bat doi, să o ieși tu pe cârcă. Deși și acolo e un fel de spirit civic. Da. Dar nu despre asta vorbim aici. Spiritul civil al român nu este dezvoltat, dragii mei. Trebuie să reținem asta. Și voi, generația asta, a voastră, poate să construiască acest lucru, dar cu ajutorul nostru. Adică trebuie să aveți și scut și gloanțe. Poate educația să contribuie la dezvoltarea... Păi, categorică prin educație, dar trebuie pornit mai din spate. Zicea Cipriana din Aur de educația civică și educația financiară. Se cam fac și astea pe acolo, dar nu învățați nimic pe, din ele. Da, se fac, da. Când vorba ta, n-ai creierul dezvoltat. Da, ne spune să ne spălăm mai nou. Asta s-am auzit-o. Am comentat la ora 1 numărul de îmbolnăviți. Să ne spălăm pe tegumente. Deci n-am mai spus pe mâinea, pe tegumente. Săracul om de la țară, cred că nici nu știe ce înseamnă tegument. Dacă îmi permiteți, noi avem, deci, mai avem un eveniment. Ținem monotonia la distanță. Ne jucăm în fiecare seară diverse jocuri online. Acum doar online putem să facem. Și a fost o întrebare la Triviador cu tegumente și nici studenții nu știau ce înseamnă cuvântul tegument. Da, spălați-vă pe tegumente. De 1-4. Ce să-i spui tu unea de la țară să se spele pe tegumente? Da, mă rog, nepregătit, fără școală. La noi problema esențială asta este lipsa educației. De fapt, e problema rămânirii în urmă a neamului românesc, deși are valori cu nemiluita. Pe de altă parte, nu avem nici cultura asta a ieși în față oamenii valoroși, pentru că mulți oameni din România sunt egoiști. Le merge lor bine, nu se bagă la atac, nu intră în zona politică. Ai văzut că intră uneori în zona politicii oameni nemnificativi, dimpotrivă, care strică partidul respectiv și cei valoroși, văzând situația, fac ei pasul înapoi. Incredibil. Deci am constatat asta. Sunt lucruri și lucruri. Dar, deci aici trebuie să progresăm și voi trebuie să înțelegeți că după ce terminați o școală trebuie să vă găsiți și locul cuvenit. Nu te arunci să-ți rup gâtul în politică. Și de responsabilitatea pe care avem față de societatea ai care văzut, ne-a crescut. Ai văzut câte lucruri. L-au pus acum vreo 80 ani pe unul șef la Transelectrica. Avea facultate. Avea un AS. Și într-o emisiune cu mine la televizor m-a pus naiba să-l întreb în ce se măsoară energia electrică. El care distribuia energia electrică la nivelul întregii zone din Transilvania. M-a zis, m-a făcut cu și cu oțet, că ce îmi permis să-l întreb pe el? Kilograme? Așa? Nu, n-am zis, tone și tu acum. Nu mi-a răspuns, că riscam. Eu credeam că ia țeapa aia cu kilovați pe oră, că cei mai mulți se îndreaptă spre kilovați pe oră, pentru că e ca la kilometri la oră, știi, da, ca la viteză. Dar n-a răspuns nimic, tipul a zis că îl iau eu peste picior. Dom'le, nu în asta se măsura pregătirea lui, putea să fie un manager, poate bunul. Da. Dar pune omul potrivit la și nu accepta asta, n-a venit nici cultura asta la noi dezvoltată. Și că m-a pus șef, dom'le, de ce să nu mă bag? După aia văd eu ce fac. Ați văzut oameni care s-au dus și au distrus un loc de muncă sau cine știe, o instituție? Sunt multe lucruri pe care nu le avem puse la punct, dar mai progresăm. Dar să știți că toate pleacă de la precaritatea educației, iar din mediul rural foarte puțin se pregătesc astăzi în școli superioare. Acolo e marea problemă. Iar acum le-am mai închis și școala. De ce, domne? Că acolo nu era nimeni bolnav. La mine, la Ludești, am fost sâmbătă, unde m-am născut. În Dâmbovița, aproape de Găiești, 25 de km. Mi-au zis verișorii mei că nimeni nu e bolnav în sată. De ce ai închis școala pentru 1-4? Cum să fac acel copil litera E?
E mare, Cipriane, de e mare de mână, nu de tipar. Că de tipar le vor ști toți. Să vedeți voi cum vor scrie scrisori și pe net numai cu litere de tipar. Sau o scrisoare, dacă mai se mai scrie așa ceva. Așa. Deci așa vor ajunge. Către minister. Pentru că de mână e greu să-l faci pe E, pe R și câte alte litere, nu? Da. Grele. Deci iată ce înseamnă. De ce n-ai lăsat în mediul rural să meargă școala? Trebuia să ne ducem. Ai bun, la noi la București e lume lângă lume, nu? Om lângă om. E greu. Deși și noi să știți că puteam să ne descurcăm. Că n-am avut cazuri multe. Nu e așa, Mihnea? Pentru că școală prea mare nu e prea multă. Am înțeles că vreți să discutăm și asta, nu? Despre eficiența sistemului online la noi, în învățământ, în România. Da, cred că este o întrebare și legată păi de asta. Am discutat cu Ciprian și mi-a șoptit asta. Ce o să vă întrebăm, că i-am spus și am pățit. Am relatat și în media. Dați până acum. Ieri, la curs la mine, alaltă, da? Le-am dat 10 minute o aplicație, exact cum e ca la examen. Am vrut să văd și eu cât sunt de atenți. 84 la curs, la transporturi, seriile B și C. Auto, vehicule, două grupe, o grupă și jumătate, matriculante. După ce se trece acea perioadă de 10 minute, zic Ionescu, am luat și eu unul la întâmplare. Vorbesc pe nume românești, așa, nu? Ionescu, ce, ai făcut puile ceva? Ionescu, tăcerei numele tău. Ionescu nu era pe fază. Georgescu. Am mai găsit 2-3 care așa și deci în momentul ăla am pus mâna pe, zic mă scuzați, vă stric pe toți. Și le-am făcut prezența. Din 84 îi dau raportul rectorului acum, 12 nu erau pe față, dragă. Adică s-au înscris, dar au plecat. Erau cu sigla acolo că ei sunt la curs. Vedeți? Și dacă nici la mine la curs dorm, că nu pot să dorm, că de dorm, la un moment dat, cum să zic, nu te poate lua somn. Că nu-l fac nici plictisitor cursul, v-am spus. Nu e nici, l-am practicizat, scuzați verbul, că nu există în dictionar încă, îl băgăm azi. L-am făcut să fie mai aproape de practică, cum zicea Lucian, cursul. Pentru că din exemple înveți. Dar, din păcate, uite, chiar și la mine la curs m-am trezit că, și atenție, nu las că m-au tras în piept studenții, nu. Eu cred că multe locuri e la fel. Sunt convins că de aceea aștept și cer rectorului public să ne pregătească ceva de genul. Cum am văzut la liderii, mi-au trimis liderii de sindicat din Europa, mie, Mihnea. Deci profesorul stă pe scenă, la catedră, predă cu fel de fel de instrumente moderne, avem și noi la catedră, nu trebuie să facem peste tot, măcar în 3-4 locuri, iar pe perete, într-o formă similară cu aceasta de unde scrie University Polytechnic of Bucharest, curbat așa, concavă, apar toți studenții. Dar le apare fața, tată. La noi, dacă îi spun să se arate la față studentul, îmi spune, nu merge microfonul, scrie. Zice, am un telefon. Păi, voi credeți că se poate face educație de învățământ superior la politehnică, la transporturi, la aviație, la ce vreți voi? La electronică, cu mobil și să le mai plin și prin oraș? Să o credeți voi. De aceea eu prevăd că vom avea o sesiune cu cântec, domnul rector. Pentru că studenții trebuie să înțeleagă. De fapt, la alegerile voastre de acum o lună, două, v-am spus, eu am să solicit în calitatea de președinte al Federației Române la Consiliul Național Rector ca evaluarea să fie totuși față în față. Pentru că nu știi niciodată cine stă în spatele unui computer. Dacă o fi și ăla computer și nu o fi un telefon mobil. Nu, trebuie să dăm competențe. Aseară vorbeam într-o emisiune cu doamna Monica Pop. O știți, este celebru medic de ochi. Și spunea, domnule profesor, mi este frică de studenții, de absolvenții de la medicină care vor trece un an și jumătate, pentru că va mai dura, părerea mea este că vom mai sta în starea asta, din păcate. Cum să te dai pe mâna lui când el n-a văzut o operație, o intervenție, o ceva și voi la fel. Deci hai să ne dăm mâna unii cu alții, să ne ajutăm reciproc pe studenții aceia pe care nu i-am înțeles. De ce? Ca să mă păcălească cum că asistă la curs, mai bine nu mai participau. Bineînțeles că am avut și studenți și am studenți excepționali care au rezolvat problema mai rapid decât mine, că erau interesați să o facă, nu? Că nu o rezolvase nici eu, nici ei. Adică am mers pe o problemă concepută ad hoc. Deci iată ce înseamnă, dragii mei, munca în condiții de criză. Și succese și bucurii, că am și studenți care studiază cursul înainte cu o zi, două. Și vin la curs să mă întrebe doar aspectele de bază. Ba chiar uneori aceștia se plictisesc, că eu trebuie să le prezint pentru toți, nu? În timp ce aveți și studenți care sunt dezinteresați, care ne pot păcăli și așa mai departe. Bun,
Ciprian, te întreb și pe tine, tot despre acest spirit civic. Cum vezi tu că ar putea fi mai bine dezvoltat în societatea noastră? Prin ce mecanisme? Am spus încă de la întrebarea aceea cu ce a schimba mâine în sistemul nostru de învățământ. Categorică, tot ce a spus domnul Hader este adevărat, suntem conștienți de acest lucru, mai ales că această, nu știu cum să zic, nu prea pot să numesc școală online, acest lucru manifest online în care ne întâlnim să studiem, este categoric că altfel faci educația când ești față în față, alta când ești în pat sau pe un scaun la masă în timp ce mănânci, mai stai și cu telefonul în mână, mai ești atent. E categoric că nu putem face aceste lucruri. Însă sunt sigur că imediat după ce o să trecem peste această perioadă, deși este puțin frică că dacă va mai dura foarte mult timp, în momentul în care vom fi față în față, o stăm tot pe telefonul mobil și să ne trimitem mesaje pe WhatsApp, pentru că așa ne-am învățat timp de un an și jumătate, doi, cine știe cât va mai dura. Însă spiritul acesta civic, pe lângă că ar trebui să plece de undeva, de la un nivel superior, ar trebui să plece în primul rând de la noi înșine. Avem atât de mult material, acest internet pe care putem să-l folosim nu doar pe TikTok, WhatsApp, Instagram și Facebook, unde vedem tot felul de lucruri și bune, dar și inutile. Consider că s-a făcut un, nu știu dacă știți, dar statistică, a făcut o statistică recent, că un student, elev, petrece în jur de 7 ore și jumătate pe telefonul mobil. Ei bine, din 7 ore și jumătate, consider că 15 minute, dacă am citit ceva pentru noi și pentru starea noastră spirituală și civică, desigur, cred că ne-am ridicat moralul și acest spirit civic despre care toată lumea vorbește, însă nimeni nu se îndreaptă către el. E cum se vorbește de ceva timp, toți suntem generația nouă, toți suntem generație de aur, însă nimeni nu investește în noi. Așa și cu acest spirit civic. Toată lumea vorbește despre el, dar nimeni nu investește ca să obțină o părticică din el, pentru că știm cu toții că este o gamă foarte largă. Dar totul pleacă din interiorul nostru. Am înțeles. Mulțumim mult pentru răspuns și ultimul, dar cu siguranță nu cel din urmă, vă întreb și pe dumneavoastră, domnule rector, cum vedeți dumneavoastră că ar trebui dezvoltat acest spirit civic, prin ce metode? Fără doar și poate educație. Educație, 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 de la cele mai fragede vârste până când închidem ochii, spun eu. Deci educație. Educație care să fie solidă, făcută în fiecare zi și așa cum spuneam de la început, la începutul acestei întâlniri, e foarte important să nu uităm fiecare dintre noi, să facem acea faptă bună pentru noi înșine, nu pentru cei din jur. Educația civică nu înseamnă doar să ne uităm la se vorbește foarte mult acum de educație civică doar în relația noastră cu zona politică sau a societății, că toți suntem în mijlocul alegerilor. Pe de altă parte, nu pot să neg ceea ce spunea Tony mai devreme și fac o paranteză. Faptul că, din nefericire, o spun cu părere de rău, ca un om care am participat la diferite întruniri, în diferite organizații, în diferite structuri naționale, instituționale, în Parlament și așa mai departe, din nefericire, partidele politice sunt pline de incompetenți. Asta este o realitate pe care nu are sens să o ascundem. Și nu există, îmi pare rău că o spun, și o spun, nu sunt în campanie, nu candidez, nu, deci n-am o problemă în a o spune, fără deosebire de culoare, sex, religie sau naționalitate, exagerez și glumesc un pic, calitatea, până la urmă, când vorbim de spirit civic, e una dintre elementele determinante ale spiritului civic, să putem să distingem prin educația noastră locul corect al fiecăruia. Mă uitam astăzi, apropo de spirit civic și de o altă perspectivă a spiritului civic, în analiza în care o facem în societate. Trăim o dramă, am trăit cu toții o dramă, au trăit, scuzați-mă, cei de la Piatra Neamț, și noi suntem în această, cu compasiunea și cu sufletul alături de ei, cum am fost multe alte necazuri, inclusiv studenții spun că suntem, pentru că o serie de studenți ai noștri sunt acum la Neamț încercând să ajute
familiile, nu vreau să intru în amănunte acum, probabil că voi veți vorbi la momentul oportun, și analizăm acum această dramă, fără să încercăm să vedem, nu doar că a fost numit X sau Y, politic și așa mai departe, lucruri care se întâmplă de ani de zile, dar fără să conștientizăm noi ca societate, discutând doar cu un segment al societății, vorbind doar cu medicii astăzi, fără să realizăm că la Neamț, ca în foarte multe alte locuri, a lipsit inginerul. Nu a fost făcut un act medical greșit la Neamț, ci a fost necalibrat, necalculat o instalație electrică, lipsa unui inginer, pentru că am ajuns, aici de fapt vreau să ajung, am ajuns în societate să punem preț foarte mic, în general, pe valoare. Și eu cred sincer, dragii mei colegi mai tineri, și mă uit în fața, în ochii voștri, prin intermediul camerei, cea mai mare pierdere a societății românești după 89 este scala valorilor. Nu mai punem preț pe valoare și atunci nu mai contează dacă ai inginer bun, dacă doctorul e bun, dacă profesorul e bun, contează dacă are o diplomă și aia obținută pe cine știe pe unde, că vreau să dau numele unor universități obscure sau fără universități, cum spunea Toni, tot felul de șefi ajunși fără școală, pentru diferite, fără să mai punem preț ori pe valoare. Ori eu cred că cea mai mare dovadă de spirit civic, nu doar în politică, ci uitându-ne fiecare la cel de jurul nostru, e să putem să recunoaștem acolo valoarea noastră a fiecare noi, să ne gândim dacă suntem sau nu capabili să facem ceva, dar acolo unde suntem, să ne facem datoria. Și mai spun un lucru, eu cred că cea mai mare, după lipsa valorii, cea mai mare problemă a societății românești nu este corupția, ci este incapacitatea oamenilor care gestionează într-un anumit moment o anumită situație. Ca să fiu elegant și îmi cer scuze că am dat un răspuns în altă linie decât cele care s-au spus până acum. Da, și autoevaluare e foarte importantă, să știm la ce nivel ne aflăm în fiecare moment. Asta poate ar trebui să învețe și studenții puțin mai bine. Continuăm cu o întrebare la care l-aș ruga pe Lucian să răspundă prima dată, care sună în felul următor. Lipsa atractivității pentru tinerii bine pregătiți să urmeze o carieră didactică. O problemă care apare încă din anul 2018, dar nu vedem nicio îmbunătățire. Ce mecanisme ați implementat dumneavoastră la nivel național pentru a atrage mai mulți tineri către cariera didactică? Tu ca și absolvent, spune că ai fi fost tentat să urmezi cariera didactică. Ce ți-ai fi dorit să ți se ofere sau ce ai fi vrut să vezi ca și avantaje în direcția asta, ca să devină tentația asta o dorință arzătoare? Da, e o întrebare dificilă pentru mine, pentru că obiectivele și pasiunile mele în viață au fost ușor diferite de o carieră didactică. Rămâne, părerea mea este că, mă revin la prima întrebare, rolul educatorului, rolul învățătorului, rolul profesorului în societate rămâne și va rămâne mult timp, foarte mult timp acolo, foarte, foarte esențial, și este important să avem acei oameni dedicați care vin să se susțină, să ne susțină pe noi și pe copiii noștri în procesul de învățare. Ce m-ar face pe mine să mă îndrept spre această asemenea carieră este greu de spus. Cred că ceva care să fie aproape de ceea ce mi-a plăcut mie să fac, partea tehnică, să fiu mai aproape de inovația de care eu mă lovesc în fiecare zi. Ceva care să ofere, nu știu, ceva care să-mi permite și mie să mă dezvolt în continuare, să știu că ofer acces la cele mai noi lucruri, poate elevilor pe care doresc să-i învăț. Adică o pregătire specializată sau ceva? Da, ceva specializat. Pot să spun că fac acest lucru acum dintr-un rol de, să zic, mentor pentru colegi pe care angajați noi, colegi pe care dorim să-i dezvoltăm, și îmi face foarte mare plăcere. Nu într-un mod programatic, cum ați spus voi ca și da, întrebare. E mai mult parte de mentorat, da. Coaching sau shadowing. Altfel, din perspectivă organizațională, educațională, mi este foarte greu să răspund la dificilă această întrebare, pentru că sunt mai puțin aproape de acest mediu. Cred că domnul rector și domnul avem întrebări legate de mediul economic, pregătiți și pentru tine. Da, atunci o să-l rog pe domnul Hader. E mai mult din ograda mea.
Da, care crezi că ar trebui să fie, nu știu, beneficiile sau avantajele de care să beneficieze tinerii? S-a dovedit la nivel național că atunci când vrei să ții o categorie de specialiști în țară și le dai salarii mari, nu mai pleacă din țară, medicii. S-a rezolvat problema. Din păcate, exact. Ei au alte probleme, n-au aparatura necesară, sunt încă prea puțini pentru că au plecat mulți pe afară, a venit și pandemia asta și sunt și obosiți și cu alte probleme, deci aici s-a rezolvat. La noi am sperat într-o rezolvare aproape similară. Am cedat deliberat, personal, și îmi fac mea culpa într-un fel, dar Mihnea știe, medicilor pe principiu acesta. Trebuie să mai rămână cineva să ne mai și trateze. Da, analizeze sănătatea și să ne trateze. Sperând că vom ajunge și noi cu un pas înapoi. Astăzi, din păcate, tot mai mult cu răspunsul pe care probabil îl știți. Dacă da. Îi dai salariu atractiv, șeful de promoție, dacă are vocații, rămâne. Că dacă n-are vocații și vine doar după bani, s-a distrus și el, l-a distrus și pe student. Că am avut colegi de ăștia foarte deștepți și la mine la cadere, care mă urmăiau la tablă. Profesori. Adică vorbeau cu tabla. Nu cu tine, cu student. Cu tabla. El știa ce vorbea acolo. Habar n-avea nimeni în sală. Scriau și ce scria profesor. N-avea acel mod de a atrage studentul, de a-l captiva, de a-l ține în priză, de a-l face să înțeleagă ceva. Deci există și acest lucru pe care trebuie să-l luăm în seamă. Ca în orice lucru. Dar în general, noi nu ne putem plânge în Politehnică, în ultima vreme, că nu i-am atras pe unul dintre cei mai buni tineri. Că nici pe vremuri, pe vremea comuniștilor, șeful de promoție nu venea dacă nu dorea și nu avea pasiune pentru educație. Trebuie să mai acționăm în acest sens, să-i mai determinăm să vină, să-i susținem. La început de drum n-au salarii foarte mari. Dar s-a făcut un pas înainte, dar suntem în urma medicilor, cum v-am spus. Pentru că, în același timp, factorul politic, pe ușa din dos, ne-a tras clap. Adică a dat salarii chiar mulțite cu 5 mult mai mari în primării, în administrație, ne-au doar studenții. Și pot să spun sincer ce gândesc. În media, uneori, nu pot să spun chiar totul de ce, pentru că mă trezesc cu liderul de sindicat la administrație că spune ce aibă cu noi. Pentru că fiecare vrea să aibă salarii mai mari. Da, aici să le spun cum a fost, pentru că eu știu ce a fost acolo. Noi am sperat că vom fi vioara a doua, adică după medici imediat. Pentru că trebuie să recunoaștem că medicii și-au importanța lor și apoi plecau toți din țară. Exodul ăsta ne omora, efectiv. Ce ar fi semnat astăzi dacă nu aveam medicii să trecem prin criza asta. Nu trecem cu ei, dar apoi fără ei. Exact. Vă dați seama. Deci am reușit să ridicăm puțin nivelul. La nivel de școală, școala trebuie să le mai dea plusuri financiare cât se poate. Am mai făcut și asta, dar obligativitatea e a profesorului, a unuia ca mine, în vârful carierii, la vârful de pregătire, de forță, de energie sau de ce vreți, pentru că atunci poți să-l ajuți pe cel mic, îl iei după tine, sub aripa ta, îl pregătești, îl ridici pentru că ai pe cine. Să știți că din anul 2 de facultate am avut 2-3 colegi care, acum le zic colegi pentru că asta e, și când sunteți studenți eu vă zic colegi pentru că sunteți în comunitatea academică, nu? Exact. Și s-a întâmplat să vină la facultate oricare dintre cei cu care am discutat. I-am atras, i-am simțit că au ce le trebuie, aveam ștaiful ăla. Deci se poate dacă investești chemare. În ei. Da, dar nu trebuie să generalizăm, pentru că în anumite domenii, cum e domeniul lui Lucian, electronică, nu? Electronică, da. Nu putem să ne apropiem la salariile de acolo. Deci iarăși factorul financiar mai aproape microfonul, mai aproape tu. Factorul financiar cântărește foarte mult, e în prima poziție, pentru că tânărul vrea să și ia și el mașină, îl vede pe celălalt care s-a dus în mediu privat și și-a luat apartament și mașină și nu știu ce. Vă dați seama ce te atrage, e orice ar fi banul. Știți cum să zice, ochiul dracului, dar până la urmă ai nevoie de ei. Da. Deci iată ce înseamnă, dar să știți că nu ne putem văita la Politehnică decât în 2-3 domenii. Automatică și electronică. Acolo nu prea reușim să iau ce nu contează bani, cum se spune, nu contează banii, ci numărul lor. Da, nu contează în ce sunt exprimați. Da. Calitățile pe care le-ați avut în trecut, dumneavoastră, domnule rector, credeți că există, nu știu, un resort legal prin care s-ar putea realiza niște lucruri de genul ăsta, niște avantaje pe care să le aibă tinerii care vor să urmeze o carieră didactică ulterior?
O parte din lucruri, mă rog, am fost alături de Toni în bărci diferite, dar alături până la momentul negocierii legii salarizării și am lucrat foarte mult atunci în speranța de a aduce, mă rog, au fost și pași importanți și s-a simțit. Contează foarte mult, revin la autonomie. Poate că o să ziceți că am un fix, nu că poate, eu sunt convins că am un fix cu autonomia, indiferent cine este rector aici sau oriunde în altă parte. De ce? Pentru că cu această brumă de autonomie, dau exemplu, iar mi-e mai ușor să vorbesc despre ce se întâmplă în Politehnică, dar noi aici am reușit, spre exemplu, să aducem tineri, creându-le, așa cum spunea colegul meu, mecanisme prin care să fie ajutați. Pe de o parte de către profesori, având proiecte, câștigând foarte multe proiecte europene, naționale, internaționale, și având mecanisme de a-și salariza un pic mai bine pe acești tineri, pentru că vorbim de intrarea în sistem. Pe de o parte. Pe de altă parte, e un aspect social foarte important și pe care l-am avut în vedere aici. Tinerii la început de drum dorind să rămână în universitate, cei care au vocație, care au chemare, au o problemă financiară și atunci problema financiară vine, evident, prima problemă este casa. Multă lume și cei din București vor să plece de lângă familie, de lângă părinți și au un loc de o locuință, cei din afara Bucureștiului cu atât mai mult. Păi apare copilul cu problema copilului și așa mai departe. În universitate am reușit să avem locuințe pentru angajați, pentru cadrele didactice din universitate. Și cei care au avut această opțiune le-am oferit, această dorință le-am oferit această opțiune și investim în continuare în a crea locuințe pentru cadre didactice tineri. Am la solicitarea comunității academice, am inaugurat și am susținut financiar grădinița universității, unde sunt copiii angajaților universității. Acum școala primară, pentru că un tânăr cadru didactic, un tânăr angajat în universitate, cadru didactic vine în universitate, are o locuință în universitate, poate să-și ducă copilul la școală pe care o subvenționează universitatea, rămâne alături de universitate, de comunitate, creându-i, dincolo de banii necesari sau adăugând la banii necesari, traiului și facilități de acest tip. Dar dacă am avea mai multă autonomie, am avea posibilitatea să facem mai mulți pași în sprijinul cadrului didactic tinere. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred sincer că la nivel național, și asta a fost propunerile pe care le-am făcut și susținut în această perioadă, trebuie să găsim mecanisme prin care oamenii din învățământul superior să fie sprijiniți în a rămâne în învățământul superior. În special absolvenții, șefii de promoție pe vremuri optau pentru a rămâne în învățământul superior în cercetare, o parte din ei, astăzi puțini optează. Eu am luat decizia de câțiva ani de a susține angajarea a șefilor de promoție în universitate. Toți șefii de promoție au primit o ofertă de a rămâne în universitatea noastră, în diferite forme. Unii au rămas, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Vreau să vorbești puțin și despre susținerea publicațiilor lor. Da, de asemenea, exact. Susținem, plătim publicațiile tinerilor, în a crește în carieră. Sute de euro, mii de euro. Avem investiție de 1 milion și ceva de euro în a susține publicarea, pentru că ești cadru didactic tânăr, trebuie să ajungi la un salariu mai bun, adică să crești în carieră. Adică dezvoltarea carierei este susținută de școală. Da. Foarte important. Prin ceea ce spune, dar și prin aparatura pe care o avem. Știți bine cele două clădiri care s-au creat acum și sunt... Și mai e un lucru foarte important și e un mesaj pe care am văzut că l-au adoptat mai mult, sau o metodă pe care au adoptat-o mai mulți rectori din țară după ce au văzut ce se întâmplă în universitate. Aceasta ajutorului legat de școală, de grădiniță, de dezvoltarea profesională. Și nu pot să nu remar faptul că în momentul în care am ajuns rector erau circa 10% dintre cadre didactice ale universității sub 40 de ani. Acum am ajuns la 40% dintre cadre didactice sub 40 de ani. Este o trecere graduală, nu se poate face ușor, nu se poate face imediat, dar e important să ai un pachet, părerea mea, și statul poate să ofere. Există mai multe propuneri în acest moment și în zona... Petiții pe proiecte interne, iarăși. Noi susținem financiar tinerii, avem competițiile noastre, universitatea a intrat, ești asistent la început de drum, trebuie să dezvolți, universitatea spune la dispoziție un grant, intri în competiție cu ai tăi colegi din universitate, astfel încât să poți să accesezi acest grant, trebuie să fii determinat și să poți să faci acest pas. Nu e ușor, dar sunt elemente suplimentare pe care le-am adăugat din universitate, dorința de a ține tinerii alături de noi.
Mulțumim foarte mult pentru intervenții. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, știm foarte bine, eu că și Ciprian, care avem colegi din generații cu noi sau generații mai mari care învață și au învățat foarte, foarte bine de-a lungul studiilor de licență și au rămas ulterior ca asistenți sau angajați în universitate. Bine, unii au rămas vreo 7-8 ani prin Politehnică. Aia niște cazuri. Verbul rămâne dacă l-ai folosit. Doamne ferește, da, sunt și aceștia, dar de regulă rămân, nu că n-ar fi în stare să termine. Au problemele lor, mai găsesc un loc de muncă, ceea ce e știi, că e o armă cu două tăi. Da, logic. Mă rog, da. Te rog să ne supui atenție altă întrebare. Una care cred că este adresată pentru dumneavoastră în mod special. Da. Considerați că studenții asimilează corect și complet cunoștințele transmise în mediul online? Cum ați evalua calitatea cunoștințelor acumulate în această perioadă? Da. Am cam răspuns. Că tot vorbeați puțin mai devreme, da. Da. Deci e foarte bine că ați ridicat această problemă, pentru că sunt mulți studenți care se uită la noi. Învățământul acesta pe care îl practicăm noi acum e un învățământ de criză. De criză. Nu ne putem declara mulțumiți. Nici și nu numai eu, ci mai toți profesori. Ce să mai zic de profesorul de sport, care n-a mai băgat fluierul în gură de 6 luni de zile. Că dacă fluieră prin microfon, se aude prea tare. Se scoală studentul. Aia 12 de care spuneați tu mai devreme. Eu vreau să zic, dragul meu, că nu se asimilează materia. Una este să-i predai la tablă, să stea în sală, să-și noteze cu mânuța lui tot. Alta e vii să pui în slide, chiar dacă le-am făcut programe de desenare, că tot vorbeai de disciplina mea, de trasarea diagramelor, de efort. Cum merge forța, cum se deplasează. Ne-am străduit să facem cât mai inteligibilă materia. Și toți profesorii s-au străduit să facă asta, dar e foarte greu să comunici prin intermediul online. De ce? Că nu știi cine te... Dacă se uită, dacă nu lua somnul, dacă n-are ce trebuie, un calculator, n-au calculatoare. Mă. Am făcut cu rectorul o analiză, să-i mai sprijinim pe studenți. A zis guvernul că ne mai dă bani să mai cumpărăm pentru studenți. Dar de regulă s-au gândit la învățământul universitar. Nici alea, 250.000, au dat deja că 500.000, ci că sunt pe la chinezi acum, se fabrică încă. Na. Cât să mai aștepți? Că se termină anul universitar. Păi și ei au fost cu pandemia, deci ocupați. Vreau să știți că, după părerea mea, va fi un an foarte prost, că eu prevăd că vom sta mai mult acolo. Nu cred că se termină în primăvară, cum încearcă unii colegi. Bun, păi atunci trecem la următoarea întrebare. Nu, deci, care sunt previziunile? Ce trebuie făcut este să rezistăm așa și să vedem cum putem să mai recuperăm lucrurile. Și să încercăm puțin să ne schimbăm și modul de predare, să punem accent mai mult pe partea aplicativă, pentru că bine, cursul e curs, nu poți să-l faci 100% aplicativ, că vine seminarul, avem seminarii, știți, toți. Da. Că, deci, aici trebuie să lucrăm și să vedem și noi, toată lumea să se implice dintre colegi, că am unele neplăceri și în ceea ce privește implicarea unor alte profesori. Și aici ar trebui să ne spuneți. Ar trebui să ne spuneți și voi nouă, rectorul aici, liderul, vicepreședintele Senat și liderul profesorilor, cadrul didactice e aici și lângă voi. Haideți să încercăm să colaborați cu noi, să ne spune, nu să-i părâți. Dar dacă vă aruncă cursul acolo profesorul, dacă aveți așa ceva și se duce și el să se culce, iertați-mă, exagerez aici, sunt rău față de colegii mei, în fond îi reprezint, dar dacă aveți așa ceva și... Nu, n-am spus că se culcă la propriu. Pur și simplu, vă întreabă dacă aveți probleme și aveți vreo neclaritate. E greu să faci carte așa, când studentul nu citește a priori cursul. Nu-l vede, nu-l analizează. Am și studenți care îmi știu cursul la fel de bine ca asistenți. Când vin la curs, când prezint cursul în ziua și ora stabilită. Sunt multe lucruri de făcut, dar e un învățământ care nu va da roade. Și v-am spus că ne va fi foarte greu. Cu greu vom recupera așa ceva. Diploma va fi tot de inginer. Să nu crezi că o să-i dea o diplomă de altfel. Dar va fi cu unele probleme, cu unele noțiuni neînțelese, cu unele... lucruri care nu s-au adăugat, nu s-au sedimentat, nu, sunt multe. Rectorul poate să continue și rău. Da, sunt multe, da. E foarte bună definiția asta, îmi place, am mai folosit-o, învățământ de criză. E o situație complicată, facem eforturi foarte mari, am extins platformele, mulțumim colegilor public, am mulțumit
partenerilor noștri de la Microsoft pentru deschidere, pentru felul în care am reacționat. Politehnica a reușit să treacă instantaneu, să spun așa, a doua zi după 11 martie în regim online datorită parteneriatului și datorită parteneriatului cu Microsoft. Noi avem platforma noastră dezvoltată în universitate. Pentru noi a fost mai simplu, nu perfect. E complicat, dar eu cred că mai avem și noi multe de făcut și încercăm în fiecare zi să adăugăm. Dezvoltăm platforme online, laboratoare, mașini virtuale și așa mai departe. Avem multe lucruri de... Pentru că eu personal, pentru că am auzit următoarea întrebare de la tine sau în frântură, ce ne așteaptă, eu nu cred și eu cred că nu ne așteaptă o trecere automată cum am trecut în regim online, vom trece în regim offline. Anul ăsta e cam compromis. Din punct de vedere al calității educației. Eu cred că, mai mult decât ce spune Toni, eu cred că nu doar că în anul acesta, eu cred că anumite lucruri va trebui să le folosim în continuare. Pentru că există, eu am vorbit și am lansat, lucrăm în universitate, l-am lansat și în zona publică, un Netflix educațional. Trebuie să folosim ce este bun, în opinia mea, din această pandemie, dacă putem să spunem așa, ce e bun din această pandemie, în propriu spus. Care sunt acele lucruri pe care le-am acumulat în această perioadă și care le putem folosi și după criză? Și cred că zona online în care să putem să punem studentului toate cursurile, cei mai buni profesori de rezistență, nu știu dacă domnul Hader a zis că predă bine, nu predă bine, să... nu e clar dacă predă, n-am înțeles de la voi, acum că e de față, n-am înțeles. Am rezistența materialelor. Da, dar dacă profesorul Hader este cel mai bun profesor de rezistența materialelor și predă foarte bine, alături de colegii lui, cu demonstrații și așa mai departe, cu scheme logice, cu întrebări, cu răspunsuri, cu teme și așa mai departe, toate lucrurile acestea trebuie încărcate într-o platformă, astfel încât studentul care n-a ajuns la curs sau care n-a înțeles la curs să poată să aibă acces pe această platformă, nu doar o platformă care astăzi are lecțiile, ceea ce are în acest moment în universitate, are platforma, are lecțiile, are cursurile într-un alt regim, mult mai interactiv, mult mai adaptat acestei perioade, să poată să interacționeze într-o formă sau alta cu profesorul prin intermediul acestei platforme în orice moment al zilei. Eu am lansat ideea acestui Netflix, i-am spus eu, educațional. De ce? Nu doar pentru universități, pentru că la noi lucrăm în a dezvolta, împreună cu partenerii noștri acest lucru. Dar noi ne-am gândit, apropo de responsabilitatea socială și de spiritul civic, responsabilitatea noastră socială, ce se întâmplă cu copilul din vârful munților Apuseni sau din la Mila 23 în Delta sau așa mai departe, în care el nu are acces. Și atunci de-aia am lucrat cu Televiziunea Română în a dezvolta astfel de proiecte, astfel încât și tânărul, elevul, părintele, profesorul din zonele izolate să poată să aibă acces în orice moment al zilei la astfel de platforme. Iar eu cred că, repet, această perioadă va aduce schimbări majore în comportamentul nostru al tuturor, nu doar, repet, pe termen scurt, ci pe termen lung. Nu cred că, în opinia mea, poate greșesc, dar schimbarea trebuie să se facă, să fim suficient de inteligenți în a folosi ceea ce este util în această perioadă și în perioada următoare. Că va fi un an, că va fi mai mult. Cea mai mare problemă o reprezintă verificarea. Ai întrebat și asta. După părerea mea, trebuie să o facem față în față, deși ne va fi foarte greu. Sau să găsim o altă metodă. Pentru că am colegi care îmi spun, eu nu știu cine răspunde, eu nu știu cine a scris, chiar îi prind cazuri izolate. Dar dacă prinzi un caz sau două la o serie de 80 de studenți, poți să ai în capul tău ideea că mai mulți au făcut la fel. Și aici trebuie să recunoaște că și voi ne puteți ajuta. Dar, mă rog, cultivând chestiunea asta de a fi corect, pentru că mulți se grăbesc acum să își ia examenarea de acum 3, 4, 5 ani pe care nu l-au luat. Am auzit că undeva s-a produs să ia un student la medicină 16 restanțe. 16, domnule? Păi îți dai seama ce tare e ăla? Mai aproape microfonul, Toni, te rog. Într-un semestru, 16 restanțe avea. Sperăm să nu se facă chirurg. Păi da, că pe urmă ta aici nu trebuie. Dar până la urmă, care e câștigul studentului? Faptul că și-a luat o diplomă care nu știe nimic în spatele ei, noi sunt niciun fel de content, de recunoaștere. Eu personal, apropo de spirit civic, și totul dovadă. E un element nociv, e un non-spirit civic. Da. Adică își face singur rău. Aici nu știu cum să găsim soluția. Știu că e greu de spus, nu lua cinciul de rigoare, deci tu spuneai că un cinci la vremea lui
Face mai mult decât un 10, nu? Păi da, dacă mi-a zis un student că tu ești de 10 și nu-ți dau 5, mai bine vii la toamnă, mi-a zis ce sunt fraieră, de ce? Păi cu un 10 iau două examene. Corect, avea dreptate, nu? Cu un 10 luau două examene, erau 2 de 5. Da. Corect. Dar revenind la lucruri serioase, aici trebuie să găsim o soluție, pentru că sunt mulți colegi care ați văzut că își exprimă public teama asta, că nu știe cine e în spatele. Au ajuns să pună camere, v-am spus cum aș vrea, să văd studentul acolo aproape în 3D, între ghilimele, pus pe de ecran, să se vadă, să se uite, vadă. Poate ne ajută Lucian cum să facem. Cu un tool, da. Da, da, e bună ideea. Da, chiar cred că pot să vă dau niște insight-uri aici. Sunt de acord cu ce a spus domnul rector, domnul Hader. Acum, schimbarea aceasta de la in-person la online s-a fost foarte brusc. Da, și sistemul nu a fost tot asta pregătit pentru această schimbare. Țin minte, cred că prin aprilie am avut un webinar online, real-time, au participat peste 7.000 de profesori, încercând doar să învețe cum funcționează Teams. Atât. Doar ca să poată folosi tehnologia. Pe de altă parte, apropo de perspective și de învățat online, eu am continuat să învăț destul de mult și după terminarea facultății. Chiar de curând am terminat un curs tehnic. Mi-am luat o certificare Microsoft tehnică și am dat și un examen online. Procesul a fost self-learning, adică am învățat singur, dar pe de altă parte cursurile pe care le-am urmat online au fost pregătite și adaptate pentru acest stil de învățare. Da? Pentru că erau interactive, pentru că îmi permiteau să acumulez și să pun în practică ce am acumulat în cadrul cursului respectiv. Mai mult, certificarea care am luat-o este una recunoscută și ca atare procesul de examen a fost unul destul de complex, pentru că am fost supravegheat permanent pe data examenului, am fost obligat să am camera pornită, am fost obligat să ca în cameră să se vadă ușa spațiului în care eram și ea să fie închisă. Dacă în orice moment ușa se deschidea, dacă în orice moment conexiunea internet se întrerupea, examenul era considerat picat. Să le spunem asta a noi studenților, păi ce vorbești, domnule, mă dă la gazetă, voi. Și ce Hader cere să fie... Da, deci așa a durat examenul și a durat o oră jumătate, cu întrebări destul de dificile și contratimp. Da, să știți că trebuie și noi să progresăm vis-a-vis de modul de verificare, vis-a-vis de modul de verificare. Da. Suntem conștienți de asta, că ne-a prins pe nepregătite. Cine știa că vine morim asta? Exact, de asta zic, în timp, cu adaptare corectă a cursor, a programei, a modului de examinare. Sunt notați. Pe baza notelor se iau burse, se dau bani. Da, și avem studenți care ne spun, mi-au spus, domnul Hader, eu am luat 8 la dumneavoastră și știu carte. Unul dintre colegi, eu nu știam că e în stare să ia 9 sau 10 și a luat 10. Dar eu ce să-i fac dacă mi-a făcut gaia perfect? Cum să-l prind eu pe cel care mi-a făcut? Nu pot să-l bănuiesc de la început să spun, tu ești un hoț. Că n-am dovezi. Deci iată, vom trăi și chiar trăim izolat, nu generalizez, și asemenea scene. Întrebarea este, eu pun așa offline, dar o să repetați pentru... Care e perspectiva angajatorului? Cum vor vedea angajatorii studenții care în această perioadă, îmi permit eu să pun întrebări pentru studenți, care în această perioadă învață online? Aici aș vrea să-l întreb pe Lucian. Cum vede, cum îi va recunoaște pe acest studenți? În Canada de ei. Încă? Era o astfel de întrebare la partea de angajabilitate, da? Dar e foarte bine că a menționat domnul rector. Da, era într-adevăr că urmează o întrebare în acest sens. O să dau un răspuns foarte pragmatic, pentru că procesul de recrutare este unul foarte, foarte pragmatic, din păcate. Și cred că o să anticipez un pic întrebarea și atunci sărim mai repede peste ea. Procesul de recrutare are niște faze, sunt niște etape, sunt diverse persoane care participă în flux. Prima etapă întotdeauna este selecția CV-ului. Asta este, pragmatic vorbind, CV-ul este, trebuie să treacă de o persoană de la resurse umane. Și atunci persoana respectivă se uită peste câteva criterii. În primul rând, facultatea care a închis-o, experiența profesională din spate, cursurile care le-a și certificatele pe care le are și în funcție de dacă aceste criterii respectă cerința postului, trece sau nu mai departe. Dar aceasta nu va dovedi niciodată valoarea angajatorului în sine. Și atunci vine presiunea foarte mare pe celelalte etape de angajare, care sunt interviul face-to-face, ca să zic așa, in person. Și atunci încercăm eu, ca și angajator, ca și persoana care intervează, să descoperă acea valoare pe care o are angajatul,
din discuția pe care o avem. Și în acel moment va cântări foarte mult orice recomandare care vine din partea unui profesor, în cazul unui student, orice recomandare care vine din partea unui angajator de la sesiunea de practică pe care le-a urmat, orice o bursă pe care acest student a luat-o, pentru că bursele sunt relevante și sunt un factor, arată o valoare a unui individ. Toate aceste lucruri vor cânteri foarte mult. Și pe asta ne vom baza, pe recomandările profesorilor, în cazul acesta, pe recomandările practice și așa mai departe. Și discuția va conta foarte mult. La ce ne mai uităm, că să anticipez iarăși întrebarea, este mindset-ul. La omul, felul în care a construit omul și felul în care este orientat către rezultate, felul în cât de mult își dorește să se dezvolte, sunt lucruri pe care le descoperim și sunt câteva întrebări prin care ne ajută să descoperim acest gen de capabilități în oameni, proactivitatea de care dă dovadă. Sunt câteva skillset-uri, câteva soft skillset-uri la care ne uităm, pentru că nu ne așteptăm ca omul care vine pe un rol nou să știe să facă rolul de la început. El va trece prin un proces de învățare, dar trebuie să-și dorească să poată să treacă prin acest proces și să ajungă la rezultate cât mai bune în final. Și doar așa pentru, nu știu, să închid un pic acest subiect, vreau să mă adaug că sunt companii și Microsoft este printre ele care au programe pentru studenți. La noi se cheamă Aspire, în care recrutăm specific anual studenți pe care îi construim și îi formăm și care pe lângă jobul de zi cu zi pe care îl au, beneficiază de traininguri, beneficiază de cursuri, beneficiază de mentori. Mentori care sunt persoane cu experiență din România și din Europa, la nivel de leadership team, la nivel de management sau alte roluri care sunt relevante pentru poziția respectivului student. Și în funcție de evoluția lui pe parcursul acestui program de Aspire, de internship, vedem cum merge mai departe. Altfel spus, vă adaptați și dumneavoastră vremurilor. Da. Altfel spus, da. Da, păi nu poți, exact, să-l iei. Chiar era o întrebare legat de asta. 15 linie, că asta semnifică ceva. Absolut. Dacă ajung să conteze mai mult competențele specifice, abilitățile de implementare a anumitor concepte teoretice, mai mult decât niște informații sau diplome? Diploma spune că ai terminat facultatea. Diploma, valoarea omului nu este neapărat dată de ce diplomă. Diploma omului este dată de ce știe și ce poate să facă pe rolul respectiv. Și iarăși, cred că am răspuns, dar din nou, ne uităm foarte mult la recomandări, ne uităm foarte mult la lucrurile extra, școlarea pe care le-au făcut cursuri, inclusiv voluntariat și acolo ne uităm, pentru că aceste lucruri dau valoarea omului în final. Bun, deci am tăiat concluzia printr-un mesaj către toți studenții care ne urmăresc, mai ales că tema studențiatei de anul ăsta este educația. Educația nu înseamnă să termini o școală și să obții un titlu sau o diplomă. Educația înseamnă să obții niște competențe și să știi să faci ceva sau să știi să demonstrezi că ai învățat anumite lucruri la finalul acelor studii. Ideal înseamnă să faci cu pasiune ceea ce ai ales să urmezi să faci. Pentru că altfel este timp irosit, dacă mă întrebați pe mine. Eu aș mai adăuga o întrebare către Lucian, îmi cer scuze că fac avocatul studenților acum. Cât de mult contează pentru o companie mare numele universității pe care îl termină un student? Adică forța universității. Este, mulțumesc întrebare, este elementul care mi-am dorit să-l amintesc și mi-a scăpat. Și este extraordinar de relevant. Facultatea pe care acest student respectiv a închis-o are o valoare foarte mare pentru renumele facultății pentru momentul angajării. Contează foarte, foarte mult. Și Politehnica, Universitatea Politehnică, este una dintre universități din România care are un cuvânt greu de spus în momentul angajării. Mulțumesc frumos. Mai am eu o întrebare. În această perioadă, tocmai pentru studenți, pentru că și eu primesc mesaje, nu doar voi, studenții mă întreabă, cum reușiți să selectați, să zicem așa, talentele în această perioadă? Ați făcut angajări în această perioadă? Da, facem constant angajări. Cred că avem, în România sunt aproape 2000 de angajați Microsoft. Noi avem un centru foarte mare de suport pentru clienți care răspunde că solicitărilor din România, Europa și EMEA. Deci acoperă o zonă foarte largă și da, angajăm în continuare. Cred că am răspuns un pic mai devreme la întrebare, dar tot așa, deci procesul acesta de recrutare și etapele prin care trec ne asigură... A fost mai greu în această perioadă sau mai simplu în această perioadă?
Cred că nu s-a schimbat foarte mult și n-a fost timp suficient ca să schimbe foarte mult în valoarea oamenilor pe care avem în interviu, un plus sau minus, dacă ne raportăm doar aceste 9 luni de zile. Cred că greu să vină, da, cum a spus domnul Hader în perioada următoare. Mulțumesc. E un mesaj către tineri, către studenți. Viața continuă, stimați colegi, așa să le spun și eu studenților, și companiile continuă să lucreze și să angajeze pe criteriile ca și până acum stabilite. Pe de altă parte, mai era un aspect interesant. Oportunitățile sunt și sunt din ce în ce mai multe. Și dacă am ajuns aici, vreau să împărtășesc câteva date cu voi și cu cei de aici. Și o să mă refer în principal la domeniul tehnic, domeniul de IT, pentru că acolo este expertiza mea. Am avut un studiu citit în 2019. Este un necesar anual de 12.000 de joburi noi în domeniul IT. Și facultățile tehnice pot să înțeleg că scot aproximativ 8.000. Deci există un deficit de 4.000 de studenți anual numai de aici. Am mai făcut un studiu anul acesta, ținând cont și de adopția acestei de tehnologie, pe care o vedem în ultima perioadă, și de faptul că o mare parte din rolurile tehnice nu sunt neapărat în companii tehnice, ci în companii care au alt core business, ca să zic așa, obiect de activitate. În România, doar în România, ne așteptăm ca în următorii 5 ani să apară peste 600.000 de roluri noi tehnice. 600.000 în următorii 5 ani până în 2025. Sunt date publice, sunt disponibile pe site-ul nostru. O mare parte dintre ele sunt în zona de software development, cloud și AI, security, data privacy și așa mai departe. Deci acolo sunt foarte multe roluri și oportunități sunt. Depinde doar de voi studenți, să le capturați, să dezvoltați acele abilități astfel încât să puteți să accesați aceste joburi. Eu aș fi pe post de ziarist acum și aș scoate știrea. Noi am folosit foarte mult în această perioadă aceste cifre din studii. Noi aveam pentru următorii ani 400.000 de noi ingineri. Cifra a crescut la 600.000. Sunt estimările pe care le fac companiile după studii serioase. 600.000 de ingineri în perioada următoare, în domeniile menționate și nu numai. Și eu revin la un mesaj pe care profit să-l dau prin intermediul studenților societății. Noi investim în acest moment în învățământul superior circa 17-18% în anumite perioade, până la 30 și un pic la sută din locurile din învățământul superior sunt în învățământul tehnic. Uh-huh. Diferența este în învățământ din alte domenii. 16-17% din investiția în învățământul superior, spre exemplu, este doar în domeniul juridic. Studiile juridice, studenții în zona științelor juridice ocupă 16-17-18% din numărul total. 48 de facultăți de drept. Da? În România, privat. Și atunci vin și spun și eu, continuând mesajul, nu știam care va fi mesajul, ci nu n-am discutat înainte de acest, deloc. De această întâlnire. Revin la mesajul meu. Cât de important este să facem o analiză serioasă până la urmă, către ce se duc studenții noștri? Către ce vor companiile? Unde vor lucra acești studenți? Pentru că toate companiile au nevoie nu doar de ingineri, fără doar și poate, și o țară fără filozofi, fără pictori, fără artiști, fără ce vreți dumneavoastră, nu poate exista. E absurd. Fără poeți. Dar am mai spus acest lucru, îmi cer scuze pentru cei care știu și mă repet. Reiau un dialog purtat acum foarte mulți ani într-un celebru profesor universitar, președinte, rector al Universității București, prim-ministru, mare istoric, e vorba de profesorul Nicolae Iorga, și un inginer, prim-ministru la vremea respectivă, Ionel Brătianu, supărat Iorga, într-un dialog în Parlament, îl întreabă pe Brătianu ce am de învățat de la un inginer. Iar răspunsul lui Brătianu a fost excepțional, răspunsul a fost măsura, domnule profesor. Am făcut această paralelă pentru că eu cred că în acest moment în învățământul românesc avem nevoie de măsură, de balans. Trebuie să știm și să facem studii serioase către ce investim. Unde se duc tinerii noștri și către ce investim această țară, dacă vrem ca și mâine să avem locuri de muncă, să avem salarii mai mari și să avem economia reală, trebuie să meargă. Ori economia merge cu acei oameni care produc într-un fel sau altul. Nu e o pledoarie pro domo, Politehnica a ajuns la 30.000 de studenți, deci nu vreau mai mulți studenți la Politehnică, e vorba de că
investiția de fond pentru a răspunde solicitărilor companiilor dintr-un anumit domeniu sau altul. Pentru că, așa cum spunea Lucian, nu e vorba doar de ingineri în Microsoft sau o firmă de IT. Revin la mesaj. La Piatra Neamț au lipsit inginerii. S-a luat foc, îmi pare rău pentru acest mesaj, pentru că inginerii n-au fost consultați când s-au băgat în priză 100.000 de aparate pe aceeași instalație electrică. Pentru că un inginer le-ar fi spus oamenilor, vedeți că luați foc. Și așa mai departe. Deci e o criză nu de medici. Acum vorbim de transportul, cum se cheamă, vaccinului pentru imunizare, subiectul public în România, dar nu sunt întrebați inginerii, că până la urmă nu e o problemă a medicului cum transport dintr-o parte sau alta. E o problemă tehnică care trebuie acoperită de oameni care știu. Deci, repet, așa și subliniez, mulțumesc că mi-a ridicat mingea la fileu, domeniul, nu doar strict companiile de IT au nevoie de ingineri, așa cum greșit se spune în opinia publică, ci societatea românească are nevoie din plin de această zonă. Îmi cer scuze pentru pledoaria pro domo, dar nu este una pro domo. Îmi cer scuze pentru pasiune. Pentru asta nu trebuie să vă cere scuze, chiar consider că nu e deloc cazul să vă cere scuze pentru lucrul ăsta. Am apreciat eu mereu asta la dumneavoastră și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să trecem la ultima categorie, cea în special destinată ție, unde o parte dintre întrebări deja au fost pronunțate. Mai avem o întrebare. Suntem de părere că sistemul educațional în acest moment nu este capabil să pregătească tinerii pentru societatea de astăzi. Ce aspecte ar trebui să vizeze o eventuală reformă pentru ca generația nouă, între ghilimele, să aibă o șansă în această lume? Și am să te rog pe tine, Lucian, să răspunzi la această întrebare. Ștefan, mersi. Părerea mea este că sistemul educațional actual oferă o șansă tinerilor în această lume. Dar ca orice lucru, există zone care se pot îmbunătăți. Părerea mea este că, și-am mai menționat treaba aceasta, este important să includem în programele de la universități și în cursuri tehnice care să fie actuale și în linie cu tehnologia. Și cred că Microsoft a făcut câțiva pași în acest sens. Am lucrat împreună cu mai multe facultăți din România și inclusiv cu Politehnica pentru a dezvolta laboratoare care să aibă o tematică specifică și să poată oferi acces la cursuri moderne de IT și mai mult, poate într-un viitor apropiat, să avem incluse în programe cursuri de acest gen. Acum, revenind către studenți, acesta un mesaj de la mine către ei. Există oportunități de învățare foarte multe în afara și în afara sistemului de universități pe care ei le pot accesa. Noi de curând am lansat un program în iunie, se numește Global Skilling Initiative. Își propune să ofere cursuri pentru 25 de milioane de persoane la nivel global, este accesibil și România, oferă acces pe trei platforme de învățare, Microsoft Learn, care este o platformă tehnică, LinkedIn Learn, cursurile pe LinkedIn Learn în acest moment sunt gratuite, și GitHub. Cursurile sunt atât tehnice cât și non-tehnice, cât și de business și oferă la final acces la o serie de cursuri și diplome pe care absolvenții le pot lua. Mai mult, pentru sistemul educațional, accesul la cursuri tehnice vine în condiții speciale și aici fac apel către studenții, le pot accesa și pot avea acces la certificări în mod gratuit. Deci certificările care, mai normal, costă, nu știu, $100, poate certificare. Acum, sunt în contextul acestui program lansat în iunie, sunt $15, dar pentru studenți pot fi gratuit. Deci există oportunități de învățare pe care le pot accesa, cursuri pe care le pot învăța și, sincer, încurajez să o facă pentru că vor conta și contează și vor ajuta în procesul de selecție a oricărui job. Că este tehnic, că este de business, că este financiar. Cursurile pe LinkedIn nu sunt doar tehnice, sunt și cursuri non-tehnice. De exemplu, eu personal am început un curs de finance pentru că eram curios să văd cum funcționează programul în sine. Dar făcând un studiu, cred că și mă întorc chiar și la cifre, mie îmi plac cifrele foarte mult, am făcut un studiu despre care sunt top 10 joburi care au potențial de dezvoltare în acest moment și care au potențial și pe termen mediu și lung. Și doar jumătate dintre ele erau tehnice. Da, erau cursuri de marketing, de graphic design, de sales acolo, erau cursuri de finance și așa mai departe. Toate vin împreună cu o recomandare de cursuri pe LinkedIn,
pe care oricine poate să le urmeze, studenți sau orice om care dorește o reformare sau o formare profesională sau dezvoltare de abilități și așa mai departe. Este foarte important să... Procesul de învățare este unul continuu. Este în facultate și este după facultate. Și până la urmă este timpul nostru pe care alegem cum îl alocăm spre a ne dezvolta personal sau spre alte lucruri. Dar este important să continuăm acest proces. Mulțumim foarte mult, Lucian. Ai menționat o chestie foarte importantă, învățarea continuă, un lucru la care noi, din păcate, nu prea excelăm ca și țară. L-aș ruga și pe domnul Hader să răspundă la această întrebare. Aici, mai degrabă, am o completare. Vă rog. Da, și un îndemn către mediul privat, economic. Noi, în universitate, dragi studenți, în ciclu de licență, vă pregătim, în primul rând, cu noțiunile de bază. În unele cazuri și acestea sunt rămase un pic în urma mediului privat, care are aparatură de ultimă generație, care creează de regulă aparatura aceasta, deci o apropiere dintre ei și noi ar fi binevenită și pentru ei și pentru noi. Da. Dotări ale universității, colaborări în cadrul programelor de cursuri, de ce nu să predea acele discipline, pentru că mulți au școli superioare, au doctorate, pot să vină către noi, îi așteptăm cu mare drag, ca să fim în pas cu vremurile, pentru că aparatura zboară, merge creativitatea umană mai repede decât ducem noi profesorii, pentru că nu avem acces nici noi profesorii din prima fază la toată aparatura, nu? A, e drept că putem să-i școlim pe tineri sau să vă școliți voi după ce ați făcut o facultate la noi, unde ar trebui să dobândiți noțiune de bază foarte bine. Noțiune de bază. Să aveți creierul dezvoltat. Și după aceea să vă formați pe nișe. N-avem niciodată noi cum să-i pregătim pe nișe. Pe o sferă foarte îngustă, pe o direcție îngustă. N-avem cum, pentru că acest lucru se reușește de regulă la un doctorat, la masterat pe aici pe acolo. Dar dacă au deprins, așa, au acumulat competențe de bază din zona studiilor de licență, mediul privat poate să se declare mulțumit de ceea ce facem noi, dar ar trebui și ei să fie mai apropiați de noi, să investească, să fie apropiați la teme de doctorat, la lucrări de licență, să facă practic așa cum am spus noi, să venim și noi către ei și ei către noi. Sunt multe lucruri de rezolvat. Noi ne-am îmbunătățit mult colaborarea în anumite domenii din mediul privat și din domeniul acesta electronic cu atât mai mult. Dar sunt pași buni de făcut în toate locurile. Cu siguranță. Și sperăm să îi vedem realizați în, în cel mai scurt timp. Avem nevoie unii de alții. Exact. O întrebare tot pentru Lucian, cred. Considerați că noi primim, cred că voi ca și angajatori, le-am spus acolo că vor fi și angajatori prezenți, considerați că noi primim informația necesară și pregătirea necesară pentru a ne numi ingineri absolvind o facultate online? Ți-am dat răspunsul eu, de ce îl pui pe Lucian? Tu ce crezi că o să scrie pe diploma economist? Nu cred. Bună întrebare. Deci ce să nu fie? O să fiți toți ingineri, dar mă rog, unele carențe la unii dintre voi. Cred că răspunsul corect este că va conta foarte mult ce facultate online. Și iarăși, revin la discuția de mai devreme, sunt facultăți care au fost create și concepute pentru a rula online și atunci au cursurile și programa adaptată la un mod de predare digital și sunt facultăți care de-abia acum își dezvoltă aceste capabilități pentru că de nevoie sau din alte motive. Și atunci va conta foarte mult facultatea pe care acest student a absolvit-o. Dacă într-adevăr este o facultate care este recunoscută pentru a forma oameni care pe diverse specializări într-un mediu online și este o recunoaștere că acea facultate a format oameni de succes, da, va conta. Dar dacă nu este și într-adevăr cursuri urmate, nu au fost adaptate la acest mod de livrare, atunci va trebui să găsim alte modalități pentru a vedea dacă acel om este suficient de valoros pentru jobul respectiv. Și sincer, aștept și eu să văd care vor fi acele modalități, pentru că bănesc că se va schimba ceva în procesul și din procesul de recrutare pe termen mediu și lung. Creatorilor și utilizatorilor de softuri le va fi ușor să parcurgă această etapă, mult mai ușor decât altora. Da. Asta vreau să spun. Și acolo nu vor fi mari probleme. Electronica, automatica, mai sunt alte locuri în care nu vor merge lucrurile foarte bine, dar oricum Politehnica folosește în toate domeniile softuri, măcar în zona aia a utilizării softurilor, că vorbea de grafică. Predăm grafică peste tot, Lucian. Grafică
de toate tipurile și da. Tinerii sunt deja formați pe zona asta. Bun, nu va ajunge la nivelul pe care ar fi trebuit să-l atingă dacă era școala făcută față în față. Dar eu zic că ei pot recupera, pentru că în bună parte lucrurile de bază vor fi acumulate. Și mai sperăm că nu o dura o veșnicie pandemia asta care ne-a copleșit în ultima vreme. Uite, da, haideți să luăm un alt exemplu destul de interesant pe tehnologia poate să ajute. Să zicem că avem medicina. Spuneați că medicina e o provocare pentru învățarea noastră. Și într-adevăr este o provocare. Sunt facultăți acum de medicină care folosesc realitatea augmentată pentru a livra cursuri către studenți. În sensul că respectivul student vede în fața lui practic un corp uman în format digital pe care poate să acționeze, poate să opereze, poate să identifice diverse probleme, soluții și așa mai departe. Nu este ca și mai face probleme o disecție într-un laborator, fizic, într-un mediu de laborator. Dar sunt soluții și tehnologia poate să răspundă la aceste provocări pentru a oferi o experiență cât de cât similară și apropiată de una reală. Dar depinde de facultate, depinde de investiția pe care și de bugetul pe care acea facultate la dispoziție și, într-adevăr, nu peste tot sunt disponibile acest gen de investiții. Asta e o dovadă clară a evoluției tehnologiei care a fost posibilă doar datorită inginerilor. Și ce voiam să remarc e faptul că acest exemplu cu realitatea augmentată, cu siguranță nu e la Facultatea de Medicină din România și cu siguranță e la o facultate care face parte dintr-o universitate în care finanțarea este probabil așa cum spuneați. Eu nu cred prea mult în medicina aceasta pe calculator, că am văzut tabloul ăla lui Rembrandt la Haga când am fost lecția de anatomie. Stăteau săracii și se uitau cruciți la un cadavru acolo pe care îl tot investigau. Eu zic că medicina își are locul ei față în față și ingineria în bună parte. Absolut. Sperăm să scăpăm de situația aceasta și să revenim, stimați studenți, și eu mă adresez tuturor, cât mai repede la școală. Asta pentru că și noi. Ne-am adunat noi aici în sala asta frumoasă, făcută de noi, de Politehnică, în ultimii ani, dar e urâtă în același timp când e fără oameni în ea. Exact. A spus bine rectorul la început. Așa este. Scuze, că doar o secundă, doar o interjecție scurtă. Scuze-mă, Ciprian. Spunea mai devreme, Lucian, de faptul că contează acele universități care au reușit să facă pasul. Nu vreau să vă dau nume, dar vreau să vă spun așa că pe la mijlocul lunii aprilie, spre finalul lunii aprilie, o parte din rectorii din România m-au sunat, știți, care sunt platformele pe care le utilizează Politehnica? Ați trecut? Am auzit că ați trecut online. Ne puteți ajuta și noi? Pe noi. Începând cu iunie și până în septembrie, o altă mare parte de rectori m-au sunat și m-au rugat să... Și colegii noștri de la, care au dezvoltat platformele universității noastre fac acum servicii pentru mulți dintre colegii noștri din țară și asigurăm împreună cu partenerii sau singuri noi servicii pentru un număr important de universități din România. Deci, apropo de cât de capabil ești să reușești să faci acest pas, nu e simplu și mai ales când lucrurile le dezvolți în ani de zile în urmă, cum am dezvoltat noi platformele, de aia spuneam că a fost simplu. Dar simplu când ai cu ce faci aceste platforme, care la rândul lor nu se gestionează singure. Sunt oameni care fac gestiunea și așa mai departe. Dar am reușit să facem acest pas. Și cred că și angajatorii pot să aprecieze cum au reușit să facă școală unii sau alții chiar în această perioadă. Le zic și o epigramă ca să înțeleagă. Vă rog. În legătură cu învățământul ăsta la distanță, spunea marele profesor Berbente de la calculatoare, ce e el? Învățământul la distanță ar fi, în ultimă instanță, un fel de școală mai departe și de profesori și de carte. Din păcate. Orice ar fi, învățământul față în față e sfânt. Și acest lucru se vorbește despre el peste tot. Și în America, și la noi, și în toată Europa. Și așa este. Așa este. Învățământul la distanță îl faci pentru o pregătire. Când ai deja diplome, ești titrat, ai ajuns să faci performanță, dar te pregătești pentru o altă direcție, având abilitățile necesare. Dar școala la vârsta asta de 18, 21, 22, 23 de ani trebuie făcută față în față. Atunci deprinzi toate lucrurile. Altfel e să-l auzi pe profesor vorbind, scriind, gesticulând. Absolut. Dar asta este. E o școală de criză, cum am spus, și vă garantez sper că să rămână asta așa. E dorința tuturor studenților. Sunt convins că vă e dor și vouă de școală și nouă ne e dor de voi, dar mi-ar plăcea măcar să fiți mai serioși. Adică
să nu mai pățesc și am pățit. A fost rușinos să văd că 12 dintre voi nu erați acolo. Unde s-or fi dus? La o materie grea, tată, trebuie să spună. Nu e, cum ai zis tu, nu știu, nici nu mai știu cum ai zis. Dar e o materie grea, pentru că îi definește. Păi, ai văzut ciocnire de mașini, Doamne ferește, fără calcule? Păi, da, altfel ce faci? Tot e calcul acolo, nu? Sau avion să se ridice fără să faci determinări numerice, analize numerice? Păi, se poate. Da. Deci, avem de lucrat, deopotrivă. Unii dintre ei se vor pierde, categoric. Aici e marea problemă. Pentru că ei vor crede că totul este așa, ușor, ce, până când, cine știe, știi? Unii se vor ruga să nu se dea examenul față în față, așa vezi. Da. Și ce te faci dacă se vindecă lumea și vine la examen? Nu trebuie să se gândească cei care sunt, cărora le-am devenit antipatic susținut că e necesar examenul față în față. Dacă, Doamne ferește, apare vaccinul și dacă apare vaccinul și ne apucăm de școală, să-i vezi, băia, ce chiță e. Hai de mine. Este ce ei, nu, că nu poate să fie, nu. Anul trecut am avut chiar foarte bine, spre 75-80% trecuți. Nu plica. nu, eu sunt cu partea pozitivă, deși astăzi a fi pozitiv e rău. Da, mulțumim pentru că ne-ați pus la treabă, da. Și sper că și tinerii noștri studenți s-au uitat, au învățat câte ceva. Sunt convins că dacă ar veni la școală, am învățat și noi de la ei, pentru că și lor perioada asta nu le-a priit. Nici nouă, nici lor. Da, să știți că Politehnica arată foarte frumos din punct de vedere al curățenii, al florilor care încă nu s-au filit, totul s-a mai pus la punct, aproape totul, ce să zic, dar fără voi... E pustiu. Da, cum zicea cântecul, viața e pustiu, așa este. Așa este, aveți mai dreptate. Da, da. Lista ca și de... sala aceasta, de fapt. Da, cum să nu. Exact cum spunea și domnul rector, e... Anul ăsta, așa. Lista întrebărilor adresate în prealabil s-a terminat. Am ajuns la final. Mai una mânecă. În sfârșit. Acum mă uit la întrebările adresate pe live-ul făcut pe Facebook. Prima dintre ele, ce părere aveți despre felul în care școala românească formează elevii, atât profesional cât și social, mai ales acum în mediul online? Am spus că e cea mai mare prostie. Ce să învețe copiii ăia când n-au nici ceea ce le trebuie? Este un... dezavantaj uriaș pentru cei din mediul rural care n-au aparatele necesare. E o tragedie acolo. Exact. O tragedie și acolo se va vedea peste 3-4 ani în superior ce s-a întâmplat acum. Când aceia vor veni unii către noi. Da. Chiar dacă vor avea unele abilități și competențe și vor dori să facă facultate nu tehnică. Nu vor rezista. Așa. Ce să facem? Să scoate numai filozof? Și pe mine m-a întrebat un concetățean de al nostru, rector la Universitatea din București, actual, nu cum ai zis tu de Iorga. M-a întrebat de ce trebuie să susținem, cum am susținut eu, necesitatea să avem mai multe doctorate la Politehnică. Că ce e mai important un doctorat la mine la Politehnică, la tine la Politehnică, decât la mine la Universitatea din București, rectorul actual? Zice la sociologie sau psihologie? Zic nu, doctoratele sunt la fel. Dar o parte dintre lucrurile pe care noi le creăm, e posibil să se aplice în practică. Nu știu la noastră. Și s-a uitat la mine. Hai să vedem. Deci toate sunt importante. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Absolut. Dar e bine să ne găsim și noi locul în importanța acea socială. Acea despre care vorbeam puțin mai devreme. A doua, ce activități extracurriculare credeți că sunt foarte importante pentru un tânăr, având în vedere că pe lângă cursuri există și teme sau proiecte și cred că și la asta am răspuns prin întrebarea despre voluntariat. Iar al treilea comentariu este un comentariu pe care nu cred că o să-l citim, foarte lung și fără sens, aș spune eu. Dacă ne laudă, e de bine. Nici nu înțeleg ce vrea să spună. Ei, nu, lăsa. O să vă arăt. Probabil nu contează. Da. Bun. Sperăm că v-a plăcut. Am ajuns la final. Și după o seară extrem de productivă, aș spune eu, sperăm din tot sufletul că astfel de invitații să fie acceptate în viitor și de alte persoane de la cel mai înalt nivel din domeniul educației, care până acum s-au oferit de a răspunde în fața studenților. Este unul dintre evenimentele mele preferate, mărturisesc, din această săptămână de studențiadă și am să vă rog acum la final pe fiecare dintre dumneavoastră să adresați un mesaj de final, un gând către toți studenții care ne urmăresc și care ne vor urmări ulterior, pentru că acest videoclip va fi salvat pe pagina noastră. Încep eu? Bun. Fiecare... Noi avem microfoanele, Lucian, încep eu. Voi avea un mesaj foarte scurt. Faceți piatră hârtie parfecă. Cred că
din lucrurile mele de cuvânt anterioare, s-a desprins ideea de a îi determina pe studenți și de a-i ruga să fie mult mai serioși, să participe chiar cu toată puterea lor la ore. Știu că le este greu, știu că asta 3 ore la un curs sau 8 ore uneori reprezintă o povară greu, dar haideți să lucrăm deopotrivă, să colaborăm și chiar să ne spuneți unde sunt problemele importante, pentru că noi ne putem schimba după voi în mod sigur. Adică dacă voi ne veți spune că undeva merge rău, sigur putem îndrepta lucrurile. Dar pentru asta trebuie să fiți voi pe fază, să participați și să decelați binele de rău, utilul de neutil. Vă doresc succes, stimați studenți, în perioada care vine și să dea Dumnezeu să scăpăm cât mai repede de pandemia asta nenorocită. Vă mulțumim mult, domnule Hader, și vă mulțumim încă o dată că ați acceptat invitația noastră. O să închid și eu cu un lucru pe care l-am spus și mi se pare foarte relevant. Procesul de învățare este unul continuu. Începe când începem școala și se termină probabil când nu mai suntem. Și timpul petrecut învățând este tot timpul un timp câștigat. Și orice lucru pe care îl învățăm ne va ajuta ulterior. Și aș vrea să închid cu o poveste care pe mine m-a inspirat foarte mult și sper să vă inspire și pe voi. Ne avem un partener, Technowars, care a fost creat de un om care cu capabilități tehnice, un inginer, da? Care avea în spate un background tehnic și care dezvoltă acum aplicații, software, multe dintre ele la bază de inteligență artificială. CEO-ul acelei companii a decis să urmeze o facultate de medicină în Olanda, el este olandez. A terminat facultatea de medicină pe la, cred că, 38-40 de ani și având în spate background-ul tehnic și background-ul de medicină, a construit un device. Un device care analizează aerul expirat, dar este ca un tester de alcoolemie de la poliție, dar este mult mai complex, care analizează molecule din aer respirat, care transmite informațiile în cloud, care are la bază niște algoritmi de inteligență artificială, care pot detecta cu acuratețe de 95% aproape orice boală de plămâni. A plecat la îndoită de a descoperi bolile de cancer la plămâni, dar acum poate descoperi aproape orice boală de plămâni, cu o acuratețe foarte, foarte mare. De curând a primit o investiție din partea guvernului olandez, pentru că s-a dovedit că aparatul lui poate descoperi COVID. COVID-19 poate să descopere un pacient infectat în mai puțin de un minut. Pacientul suflă și într-un minut are rezultatele. Toate acestea datorită combinației între tehnologie și medicină. Este un simplu exemplu și pe mine personal mă inspiră și sper să vă inspire și pe voi. Altfel, continuați să învățați și, nu știu, beneficiați la maxim de timpul acesta pe care l-aveți de studenție, pentru că este un timp foarte important și foarte relevant pentru ce va urma. Mulțumesc foarte mult și eu. Mulțumim foarte mult, Lucian. Eu vă spun că sunt optimist și de felul meu sunt optimist și acum sunt optimist și am încredere foarte mare, foarte, foarte mare în generația voastră. Cred sincer că puteți folosi și această perioadă în folosul vostru, nu doar în folosul vostru în a sta 7 ore pe TikTok și așa mai departe ce spunea Ciprian, ci în folosul vostru în general și că această perioadă, repet, va aduce obligatoriu, în opinia mea, schimbări fundamentale în modul în care ne vom trăi viața de aici încolo. Dar, repet, am încredere în generația voastră că va folosi din plin această perioadă și perioada următoare în aduce aceste transformări necesare societății. Pe undeva această perioadă ne-a pus în situația de a ne transforma mai repede și obligați fiind de ea să putem aduce o serie întreagă de lucruri în viața noastră pe care până ieri le consideram că nu fi utile. Astăzi le considerăm extrem de utile și mi-e teamă sau mă bucur, depinde cum privești lucrurile, că vor fi indispensabile. Mai am un singur lucru de spus. Chiar dacă sunteți departe, pentru noi sunteți aproape, pentru fiecare dintre cei care lucrează în învățământ și chiar dacă pare forțat ceea ce spun și ușor siropos așa, chiar mi-e dor să văd curtea asta plină și universitățile pline și laboratoarele pline și să putem să ne bucurăm în această sală și în sălile noastre de prezența voastră și de energia extraordinară care seacă acum universitățile zi de zi. Vă spun tuturor baftă!
Așa, acum eu ultimul, dar nu cel din urmă. O să vă transmit o emoție, chiar dacă este destul de greu prin acest intermediu, mai exact la un microfon. E bine, în momentul în care am intrat în această sală, mi-am reamintit cu drag când anul trecut am pășit pentru prima dată, când acest amfiteatru era, aș putea spune, arhiplin, dacă îmi permiteți, cu 1000 de persoane cel puțin. Când am vorbit în fața aici la Gala Voluntarului și mi-am exprimat dorința pentru această artă, dacă îmi permite să-i spun așa, când mi-am anunțat retragerea din asociația pe care o conduceam la momentul respectiv, și acea emoție o am și acum, chiar dacă vorbesc în fața a două camere și în fața a trei oameni, respectiv cei de pe scenă. Ei bine, am pornit la drum cu toții. În momentul în care mi-am depus aici candidatura ca și președinte al Uniunii Naționale a Studenților din România, nu am promis multe, însă am promis un singur lucru, că voi încerca să fac această societate mult mai bună. Ei bine, am pornit pe această ramură, mai exact pe partea de educație. Am făcut acest eveniment pentru voi, dar și pentru noi în același timp. Ei bine, voiam să vă mai transmit un singur lucru. Pregătiți-vă, pentru că avem o surpriză pentru voi, spun eu, foarte plăcută, ceea ce nu a mai fost făcut până acum niciodată în România. O idee de a unei colege de a noastră va fi pusă în aplicare. Mai exact, fiecare dintre voi va face o scrisorică, o va trimite în București, o să vă dăm codul poștal în curând, le vom colecționa pe toate, iar cu ideile, gândurile voastre vom face un rezumat, iar cu acel rezumat vom merge în fața Ministerului Educației să vă expunem părerile, să vă expunem opinia și sperăm noi să primim cu toții un răspuns suficient de bun care să ne mulțumească. Vă mulțumesc frumos pentru prezență, mulțumesc Ștefan că m-ai inclus și pe mine în aceste 4 scaune și cred că a fost o experiență plăcută. Pentru mine nu are rost să spun cât de frumoasă a fost. Dăm voie să nu închidem, dar o să rog pe Ștefan să facă asta, să mulțumim colegilor noștri care ne-au ajutat. Asta voiam să te fac. Rog frumos. În încheierea acestui eveniment, mulțumim enorm, în primul rând, Universității Politehnica din București și domnului rector pentru locul ăsta minunat în care ne aflăm, și colegilor de la Sigma TV, Radu, Lucian, Andrei, mulțumim foarte, foarte mult pentru tot ajutorul. Fără ei nu am fi reușit să filmăm acest eveniment în felul în care a fost și noi să-l transmitem la nivelul ăsta. Punem preț pe calitate și ei fac asta și le mulțumim foarte mult că ne ajută mereu. Cam ăsta ar fi evenimentul. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim cu toate invitațiilor noștri, mulțumim tuturor celor care au urmărit evenimentul. Vă rugăm să transmiteți mai departe colegilor voștri tot ce ați înțeles de aici și nu uitați că dacă vrem să avem vreo șansă, trebuie să punem educația pe primul loc.